Să nu vă mai testați documentar. Da. Da. După ceasul meu, după meu, un minut jumătate. Îl poliți voi? Numărul reședinței de astăzi, 10 august, rog pe doamna secretar să numere prezența de persoane sunt prezenți, dacă nu există mulțumesc. Sunt prezenți 13 consilieri, lipsesc Traicu și Ciocu. Deocamdată. Nu deocamdată. Ce cauți? Poate, poate nu după. Traicu nu zis că nu vine. Nu puteam, domnul Bobei, haideți să... Avem formul necesar de a deschide ședința. Haideți, acum, haideți nu mai faci de ce nu vin. Nu este, dar nu este problema cu dumneavoastră să suntem președinte de comisie, din ședință. Păi, dar faceți treaba ca... M-a întrebat secretarul. Ce dacă prezentați dispoziția prin care s-a hotărât adunarea de, asta, ordinea de zi și asta, notificarea până la cine lipsește, poate are unul motivant. S-o trimis la doamna secretară. Motivația poate să spun dacă cineva s-a îmbolnăvit acum un sfert de motivația apare după. Nu poți să-ți aduci numai tale motivația acum. La școală te duci... Gripa, da, așa la școală te duci întâi cu așa, dacă, scutirea medicală și după aceea... Continuați, președinte, continuați. Lăsați-o. Lăsați-o mai moară, dacă aici nu-i la care. Dar dacă conduci mata ședința, să știi. Nu, conduci nu, nu conduce, dar ați terminat, ați început. Scrie foarte clar aici, da. Se constată prezența majorității, nu scrie nicăieri că trebuie să vă dea cineva cont de ce lipsește. Se constată prezența majorității consilierului local, se declară ședința, deschisă ședința consiliului local, acum e a său, de astăzi, 10 august 2017, ora 16. Domnul primar Constantin Rădulescu prezintă proiectul ordinii de zi. Înainte de a intra în ordinea de zi, avem doi reprezentanți ai cetățenilor, da? Ai cetățenilor ai comunei, prezentăm, ca să treci în procesul verbal, doamna Delia Simona și domnul. Asistați la întreaga ședință sau aveți efectiv de discutat? Nu, doar am câteva puncte de... Atunci de cu... Dezbătut. Da, nu. Păi, nu puteam să lăsăm până. Nu, dar vreau să... Faci o ordine de zi, ai proces de mare ședință anterioară și după aia, înainte să începem ordinea de zi, în legătură cu procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunt discuții pe seama... Da, eu am. Deci aici undeva o formulare nu este corectă. Deci așa, președintele de ședință, virgulă, domnul Căslom Antoane, propune începerea ședinței de Consiliu. Nu, eu am fost președinte de ședință, deci vă rog să retrageți cele două cuvinte, președinte de ședință. La ultima de aici. Deci, în paragraful 3. Da. Eu nu am fost prezent și vreau să spun că în primul rând a fost înregistrată ședința, am înțeles din cauza că nu avem contract exclusiv decât la ședințele ordinare. Și atunci facem în așa fel ca toate problemele importante să ne punem în ședințele extraordinare ca să nu fie televizate, să nu fie înregistrate, ca cetățenii comuni să nu aibă acces la informațiile importante. Un proces verbal la ședința anterioară arată într-o pagină aproape măririle de salariu care eu cred că erau importante, ca oamenii din comună să știe că totuși un impact bugetar vei de 2 miliarde la bugetul nostru și probabil că la 1 ianuarie 2018 o să cere mărit de taxe, impozite, ca să acoperim suma asta de undeva. Așa vi se pare dumneavoastră din regulă, atunci asta o decis Consiliul, asta avem. Dar ar fi fost normal să fie înregistrată, să fie filmată, ca și cetățenii comuni să vadă salarii care avem. Am înțeles că avem salarii dintre cele mai mari din județul Bacău. E foarte bine că avem salarii mari, în regulă, trebuie să fie și munca pe măsură, să avem și oamenii să aibă, să simtă că trăiesc mai bine, că au condiții mai bune, că creăm ceva în loc. Și atunci vă spun că nu e în regulă. Cine trebuie să se ocupe de organizarea ședințelor, să fie filmate, că e ordinară, că e extraordinară, că așa punem în extraordinară lucrurile, știi cum, mai puțin sensibile. Că dacă le spui oamenilor că sunt... N-a fost vina nimănui pentru că așa a venit... Cine a organizat și nici trebuia să dau un telefon. Mai găseam 200 de lei sau 300 să plătim încă o înregistrare. Repetă.
Ce e o problemă? Ce putem repeta? Păi de asta ne adunăm și luăm bani. Putem citim, repeta faptul citim că... frumos. Domnul primar, putem repeta că a fost contabil, aș citește aici, aș să vadă toată lumea ce salarii. Și să... N-ar fi rău, chiar n-ar fi rău să știe și oamenii din comun ce salarii au angajat în primării. Hotărârea este pusă pe site. Da, numai că eu n-am văzut la timpul ăla. Nici procesul verbal nu l-am văzut ieri. Și sunt salarii pe site, nu au voie să le vezi, dar sunt secrete. E la transparență și în lege, spune să fie puse pe site. Deci nu? Da, sunt, nu sunt. Eu că m-am uitat, nu era pus. Dacă este acum, ar foarte bine. Găsiți, mă trebuie să nu este pus, da. Fără salarii, nu se vând salarii. Ei, dar nu se pun salarii. Legea nu cere salarii. Hai că doamna după aia, domnului, după aia că doamna se spune. Să clarificăm un lucru, că am auzit o discuție vis-a-vis de acest aspect. Afirmația dumneavoastră și nu mă... Dacă ați auzit-o din gura mea... Eu nu mă ascund după... Mie mi-ați trimis mesaj, scuze-o pic de mă cu eu. Mi-ați trimis mesaj că demnitarii își măresc salariile. Da. Da. Nu, deci nu cunoașteți legea cu condițiile astea. Noi da. N-am. Atunci spuneți-ne, cu viața mea și a doua prima. Eu sunt cetățean de rând a acestei comune, nu trebuie să citesc legea, dar dumneavoastră sunt răspundeți. Dumneavoastră nu cunoașteți legea, mi-a spus. Dar dumneavoastră ați formulat foarte greșit. Ați făcut o formulare total eronată. Noi nu ne-am întâlnit aici. Eram la succesul de urmare la ședinții extraordinari. Eu nu am fost la ședință. Și am terminat tot procesul ăsta verbal, pentru că nu se înțelege în el, nu se specifică în el care e impactul bugetar, cât o să costă comuna, consiliul local, bugetul, cât o să fie, nu s-a știut nimic, decât s-a votat un coeficient. S-a expus în ședință impactul bugetar, practic, la mărire salarială pentru aparatul de specialitate, reprezintă 10% din suma anterioară care era efectiv a fost un 10%. Eu am vrut să vă spun că nu e în regulă când avem de ceva lucruri sensibile, le punem în extraordinară să nu se înregistreze. Aici a fost chestie că așa s-a hotărât, așa a venit Hârtiuța de la Bacău, că ne-am trezit noi la nivel de consilier local, că trebuie să stabilim noi, nu a venit prin hotărâre de guvern. Noi puteam, domnule ședinte, puteam să fie înregistrată ședința. Și fiecare să tragă concluzii acolo. Da, domnule, am văzut ce a făcut consilierii ședința extraordinară. Deci, din câte mi-aduc aminte că la ordinară, parcă v-am anunțat. Dar ce am spus că nu știam? N-am spus că nu știam, am spus că nu a fost înregistrată ședința. Da, dar am fost un cestic, am încercat să ne ascundem pentru ceva. Și atunci, dacă nu avem nimic de spus, de ce nu înregistrăm și extraordinar? Nu știu ce direcție. Avem contract. Nu avem contract, facem. Deci, problema, deci vrea dânsul să tot repet aici, este următoarea. De ce n-a fost filmată? Din cauza că nu este pe contract, nu s-a putut... Au mai adică... participat la extraordinarieță. Păi nu discutăm de așa. Deci care e? Nu e contract. Nu, adică, dar sunt ședințe extraordinare filmate. Absolut. Deci nu s-a putut sau contractul nu prevede? Contractul nu prevede. Care contractul? Nu știu. Nu știu. Are contractul 370 de lei. Citiți din el, doamnă, dacă e. Ce spune? Obiectul principal al contractului. Prestatorul se obligă să execute un alt serviciu de filmări video-informative, filmări privind evenimentele majore ale localității, documentare, interviuri sau reportaje care să contribuie la promovarea localității în context regional și național, respectiv ședințele ordinare ale Consiliului Local, conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, limita unui eveniment pe lună. Da. Deci limita este... E regulă, am avut ședințe extraordinare filmate, de la ideea asta am plecat. Am înțeles că ăsta e contractul, trebuie să facem așa fel, ori tot, ori nimic. Atunci punem în extraordinar, nu care nu trebuie să fac. Nu cred că am avut două ședințe filmate într-o. Nu știu. Am avut sigur. Poate verifică. Dacă mergeți mai departe, poate. În contract spune, este clauză, doamnă, unde pentru arhiva electronică a primăriei trebuie să aveți caseta înregistrată? Sincer, spune, nu știu. Adică asta e una din obligații, nu? Casetele ne le-am da, casetele. Nu, asta plătit, nu de asta contractul ăsta o să faceți recepții la lucrările prestate de... Așa procesul verbal îl scrie după caseta, adică îl completează. Nu, scris. Procesul verbal îl face pentru ședința înregistrată de pe DVD. Procesul verbal, pune caseta și ascultă și completează. Asta era ideea, dacă există caseta. Dar așa este, cum să nu fie. Da, scrie. Aia este altceva cu înregistrarea după casetă. Contractul ăsta, cum faceți recepția la lucrarea, domnul Bobic, scrie, da. Da, scrie. Citiți. Scrie.
scrie la recepție. Achizitorul va primi lunar din partea prestatorului de video materialul filmat sau de rele difuzat la o calitate superioară. Achizitorul a avut dreptul de a utiliza acest material sub orice formă, fără nicio restricție. Corect. Deci asta e la recepție. Foarte bun. Bun. Dacă mai sunt alte discuții referitor la ședința anterioară. La două procese verbale avem. Avem procesul verbal pe 12 iulie, care e mai mare și mai complex, și o zi pe 31 iulie. Sunt două procese verbale. Și în procesul verbal la ședința ordinară, domnul președinte, așa au început procesul verbal, lipsesc consilier Dogariu Marian și Țuțu sau nu știu ce îmi lipsea. Putea și în ăsta să puneți că lipsește consilier Dogariu Marian și cu ăla. Da. Hai, mergem cu aceeași măsură? Dacă nu, pentru că știu nu, văd, nu văd logică chestia asta, pentru că scoatem de plasă în la ordinar ați spus, lipsește consilier Dogariu Marian, la începerea ședinței. La extraordinar n-ați mai spus. A cerut domnul Bobeică, a cerut să fie spus cine lipsește și de ce lipsește. Înțeles. Dar oare de ce, domnule, din plăcere mea am cerut sau spun în lege ce se face? În momentul prezența este consemnată prin semnătură, iar motivația sau nemotivația este dată de următorul se anunță înainte că este motivat sau nemotivat sau se constată. După aia că a murit consilierul. Iar că se pune lucrurile la punct. Vormul pentru începerea... Da. Am fost azură la votat, vrei? Eu mai am nimic. Cine este pentru procesele verbale, cele două procese verbale, reședințele anterioare, ordinare și extraordinare? Deci să punem la vot pe rând, ca poate cineva să abține sau nu votează în procesul. Supra la vot întâi procesul verbal, ședințe ordinare din 12 iulie. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 31 iulie. De acord cu corectul regăsul domnul Tăzăvar. Da. Cine este pentru? Împotriva. La, bun. La problemele diverse de, la întrebările, la problemele diverse la ședința anterioară ordinară, discutăm acum sau după ce vorbiți cu invitații noștri? Sau cu safirii noștri? Diverse? Nu. Pentru că ședința care a fost, s-o da răspuns la problemele diverse la la anterioară, la începutul ședinței. Paul știi când a fost lista cu probleme diverse, s-au discutat la începutul ședinței. Acum, la sfârșitul ședinței, vorbim de probleme diverse de astăzi. Dar eu, la ședința anterioară, ceriu sunt niște chestii la probleme diverse. Și vreau să știu, discutăm acum de ele sau după ce discutăm cu... Am votat deja proces verbal și ședința, discutăm de diversele alea. Nu e în advertență, că așa s-a făcut și la ședința tot, erai președinte. Exact așa s-a făcut. Să da răspuns la început de ședință, după ce s-a aprobat un an de zi. Băi, când am întrebat, dacă sunt discuții referitor la procesul verbal. Al ședinței anterioare. Aia nu se regăse. Răspunsul nu-l puteam găsi în procesul verbal al ședinței. Am găsit în procesul verbal ceea ce am cerut. Scrie acolo, consilier Dogariu Marian vrea să-l vadă lista cu celul care li s-a retrocedat pădure. În 2010 sau când li s-a dat. Și aia era ce am cerut. Era normal și specificat în procesul verbal. Astăzi, bănuiesc că trebuie să primești și răspunsul la acea întrebare. Și nu cred că era cazul să-l puneți în procesul verbal. Mi se dă... Atunci o să discutăm la diverse, la, da, la final. Da. Vă rog, cei doi invitați, dacă vreți să ne spuneți problemele dumneavoastră, doamna Bădlean. În primul rând, de nou vă spun bună ziua și bine ne-am revăzut. Cu scuzele de rigoare pentru greșeala de exprimare, eu sunt un cetățean de rând al acestei comune și nu știu cum sunt mersurile, cine își mărește salariul, cât și cum. Sper să mi le și acceptați, domnilor. În primul rând, vreau să vă felicit, domnii consilieri, pentru faptul că ați votat în unanimitate creșterea salariilor și aș vrea totodată să vă și întreb dacă considerați, dacă le cunoașteți, dacă știți salariile angajaților primării și dacă considerați că sunt motivante. În al doilea rând, aș vrea să vă rog, insistent, să vedeți ce faceți cu animalele de pe stradă. Alaltă ieri, copiii mei au venit, i-am trimis la un magazin de lângă mine de acolo, au venit albi amândoi, tremurau, una dintre vacile unei vecini, pe stradă, pe asfalt, s-au luat după ei să-i împungă.
Domnilor consilier, este o mare problemă asta, din punctul meu de vedere. Suntem o comună destul de, de mare, destul de frumoasă. Eu nu văd de aici până la Bacău când mă duc, m-am dus și seară, și zi, și după amiază, și noapte, eu nu văd animalele în comune, în slobode așa. Nu este problema mea dacă avem sau nu văcar, dacă avem sau nu pășuni, dacă avem sau nu oameni competenți și direct răspunzători pentru asta. Din câte am văzut în lista asta de salariați, sunt câteva persoane care răspund pentru chestia asta și au salarii destul de bune. La urmă, poate dacă nu le știți, am să vi le dau și citire și să știți că o să le pun, să le vadă toți cetățenii. Mie mi se pare, nu vreau să folosesc cuvântul, dar până la urmă trebuie să răspund niște salarii nesimțite. Mai mult decât de 4, maxim 4 angajații ale acestei primării nu merită salariile astea. Și ei abia sunt, trebuie să vă gândiți că sunt oameni care muncesc la pădure vai de capul lor. Acum e vară, dar și acum e foarte greu. Dar iarna vin înghețați, stau câte cu săptămânile și ia abia 1000 de lei în mână. Să vorbim despre un angajat. Ce face un angajat de la transporturi? Avem 4 șoferi. Transporturi consider că sunt conducători auto, care au 3000 de lei salari. Domnilor, v-ați gândit? Ați studiat înainte de a decide să ridicați mâna salariile? Mai am încă, pentru cei care circulă pe Valea Săului până la primărie, și printre aceștia sunt numărul și domnul vice, care ar trebui să vadă că sunt niște cabluri acolo și fac parte din gospodăriere a satului, a comunii, răsturnate pe jos. Dacă era din cauza unui cetățean oarecare, eu cred că se luau măsuri imediat. Mai avem ce facem cu drumurile surpate. Ați văzut cum s-a pus indicatorul la drumul nou surpat? Este de râsul curcilor. Domnule primar, am să vă invit și vă rog respectos să îmi spuneți, sunteți conducători auto, cred că toți de aici. Semnul de circulație este așa, nici de cum așa să-l vadă lumea. Da? Este... Domnul vice, special m-am coborât din mașina astăzi când am venit în coace și m-am uitat. Vă rog, vă rog. Cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră? Al doilea am trecut seară pe la locul surpat de care vorbiți dumneavoastră și am văzut semnul, este pentru drum în lucru, nici de cum pentru drum surpat sau atenție de accidente. Ar fi bine un semn de trecere alternativă, unul să stea să cedează pentru că e drum îngust. Nu știi cine stă și cine... Sunt câteva pietre vopsite de coapă care se vede ceva, dar multe lume, să zicem, eu de demnă trecut prima dată cu drumul ăsta, nu știam despre drumul ăla, că acolo e drum îngust. Nu e îngust, unde da. E drumul ăla. De la Berea, nu unii zbolovane. Este unul care dă cu lopata. La scaune. După... Unde costă? La Plascaun. După Plascaun, imediat... Asta e drumul îngust. Asta spune și domnul și indicatorul arată altceva. Indicatorul arată curbă periculoasă, drum în lucru. Nu e drumul în lucru, e drumul îngust. Este, da, indicator că pe o parte se îngustează, dar ar fi trebuit pus mult mai încoace ca să se știe, cel puțin din partea unde este, pe partea dreaptă, cum venim de la noi, de la Său, da? Plus că trebuie să... E normal că cel care vine de la deal trebuie să dea prioritate cu cel care vine de la vale, dar totuși legea spune că trebuie să fie indicatoare care să prevadă lucrul ăsta. Dar e periculos. Oricum, ne apucă 2 ani și acolo nu e nicio problemă, ne-am obișnuit. Vreau să vă mai atrag atenția la un singur lucru. La lunca Său, acolo unde este vulcanizarea pe dreapta, de foarte multe ori sunt mașini în stradă, care, mă rog, își fac treaba oamenii, pun, schimbă cauciucurile. Când vin din partea asta la altă, este... Nu pot să-l vezi, vine din curbă, da? Haideți să nu ne dăm după gard. Fiecare merge cu 60 acolo. Să fim sinceri, da? Aș vrea să aveți în vedere lucrul ăsta. Ce aș vrea să vă mai rog, domnule primar, și v-am rugat, puneți-ne și nouă acolo o oglindă, că și acolo la noi sus este curbă în stânga, nu se vede când urcăm ca să ies de la mine, în dreapta este podul. Și un pic, dacă ați avea să ne puneți, că s-a făcut un șanț acolo, noi am pune. Să știți că astăzi am vorbit cu Ionuț Curcică și au zis, mă, luăm 2 sarci de ciment, punem noi. Zic, nu potolește, că este drumul public. Avem și nu ne... Nu știu ce. La gura noastră. Dar poți să pui un kilometru, ca să spun da. Sub panta aia. Da, ne duci un metru. Domnul, 20 metri. Un kilometru
are 1000 de metri, lăsați chiar, nu știm, care un kilometru. 2 metri acolo trebuie pus, nu trebuie să faceți un kilometru de asfalt. Și revenind iarăși la prima mea întrebare, chiar aș vrea să-mi răspundeți, domnilor consilieri, dacă considerați că salariile angajaților se reflectă în ceea ce fac. Dacă voi vă dau răspunsul la câteva întrebări care ne-ați pus? Da. Într-adevăr, animalele sunt în atribuțiile mele. Am făcut referat, i-am spus domnului Cristi Petavă, de atâtea ori să ia măsuri. În fața domnilor consilieri a spus ia măsuri. Nu au luat măsuri, nu-i sub ca și în atribuțiile mele ca să comand eu. Domnul primar, domnule, șeful direct al domnului Tătavă. Eu de atâtea ori aș spune. Deci erau când întâlnim în ședință ca să spun impulsul la măsuri. Păi nu, nu se luat. Domnul Tătavă stăm în nas toată ziua cu el. Uite asta, i-am spus de atâtea ori, de față cu consilierea. Au fost și la ședința anterioară, a fost discuția asta. Eu sunt viceprimar, nu pot să mă duc să amendez omul, sau ne-am dus la cunoștință, am subordine muncitorii doar, poliția locală subordinea domnului primar, care ar trebui să ia măsuri. Să vină domnul Cristi Tătavă să vezi domnul măsurile. Domnule, a doua, indicatoarele. Salari, normal, mi se pare normal să nu se ducă să facă nimic de banii ăștia. Dacă i-aș fi mai pus unul în față, poate făcea. Doamna Andrilea, explicații dacă vine șeful politic comunitar, vă dă până peste 10 ani. Dintre-mi-o coborâi jos, mi-am săptămâna asta și le ridic sus. Alea deranjat ceva comună? Nu, în ca aspect deranjează. Ați intrat în comună, ați văzut, vedeți cum arată comună. Și avem patru oameni care se ocupă cu spațiile. Un accident inopinat. Nu-i cu curent. Dar lumea nu știe. În ședința ordinară anterioară, a venit Cristian că s-a ridicat problema și cu o ședință înainte. Și ce rezolvare? S-a ridicat problema vacilor. Animalelor. Fiecare ședință ce s-a rezolvat? A zis că sunt frotaliat, au fost anunțați, s-au luat numărul câte avertismente, câte amenzi. S-au trimis avertismente la proprietar. Urmează de acum unii care au fost găsiți. Eu vă spun așa, că din punctul meu de vedere eu nu am animale mari, am mici, dar mă rog, poate eu să am și mari. Mi se pare de bun simț din partea fiecărui cetățean să-și ia o fânuță, te duci cu ea până la Islas. A spus că în altă parte n-ați văzut. La grijă, dacă veniți seara, trebuie să fie care urmă. Exact! Am văzut, dar are fânuță frumos, nu sunt slobă de pe stradă. Nu, așa, da. Te duce la Islas. Ce face la Islas? O lasă la Islas și îți face înapoi. Nu este problema. Nu trebuie vacar, nu trebuie la fânuță. Păi tocmai asta trebuie un vacar, trebuie organizat. Când intră în dispensar, Mai spun un lucru, că am văzut și eu ideea la altcineva. Astea sunt probleme strict care vă pot ajuta domnul primar. Noi am emis hotărâri de Consiliul Local în care sunt reglementate și pășunatul, și vacile, și oile, caprile, cai. Păi și domnul primar ce fac? Să-l păzească? Domnul primar are aparatul în subordinea lui. Poliție locală, muncitori, chiar și până la urmă și viceprimar, dacă vrea. Am înțeles că ei sunt subordinea domnului vice, nu a domnului. Cine? Astea cu animale și cu... Nu, domnule, poliția locală trebuie să evită amestele, poliția locală face verificări, poliția locală este în subordinea domnului primar. Deci, și noi am emis, noi din punctul nostru de vedere ca și Consiliul Local... Doamne, ca să vă ajungem la următoarea ședință, dați voi pune să fac o informare cu persoane, ce au găsit, număr de crotau, ce măsură luat. Noi nu ne încălzește asta. Noi vrem fapte. Dacă nu-i tragem la răspundere, se întâmplă și... Păi, dar dacă, Doamne ferește, eu merg cu 60, spun, să zic că sunt un cetățean corect, mă scuzați, vă rog. Merg cu 60 în localitate și dau peste o vacă din asta. Cine este vinovat? Păi, vedeți? Și atunci? Păi, de ce este șoferul? Trebuie să mergi, când vede animalul, trebuie să încetinești, în așa fel să poți evita accidentul.
Dacă nu încetinești, da. Au fost accidente, chiar curând, că au luat aici mașină și vaci ca aici. Nu, da, eu vreau să revin. Asta se poate regla. Îmi răspundeți la întrebarea aia care mă macină de vreo săptămână. Dar problema salariilor, haideți să vă dau și eu un exemplu, deci... Ați spus de două întrebări, una cu salariul, deci una cu vaci. Da, cu vacile m-am lămurit, stați ca să vă spun și eu. Vă rog. Dumneavoastră ați făcut o hârtie la primărie, o sesizare. Păi n-am știut cât trebuie, eu am venit în ședință, am ridicat problema, dacă să... Fac, nu-i nicio problemă. Doamna secretar, aduceți sesizarea mea la primărie făcută cu vaci. Este? Este, dar trebuie să o caut. Nu pot să o duc acum. Întrebare. Este dat răspuns la sesizarea mea? Nu, uite-mă, panică. Nu am vrut să știu. Eu aștept 30 de zile atunci. Dar fiind consilier, credeam că se rezolvă în 10 zile. Dar de ce aveți prioritate? Da, așa spune legea. Rezolvarea cu vacile, mă scuzați că intervin. Rezolvarea cu vacile astea. Oriunde se poate găsi un răspuns. Nu există nu. Nu există nu. Nu este cine nu vrea. Da. Vorbind cu toți cetățenii care deține vaci, adunați, făcut o ședință publică, fiecare știe în ce parte scoate vaca din ogradă și o duce la izlaz. Da. Zona de ieșire spre izlaz este o uliță, sau poate este ceva, o ieșire mai mare, și acolo se poate face un gard cu lețuri. Nu? Omul, în momentul când ia în cunoștință de toate detaliile care se pun la dispoziție de partea primăriei, atunci este și un pic responsabil de privat. Dacă omul nu are decât o scoate la izlaz, izlazul așa cum știm dintotdeauna și acum e la fel, iar mai este un pic în primăvară și acum spre toamnă deja începe să usucă, vaca deja pleacă de vară. Nu putem să căutăm modilii pe vacă. Vaca vine, ia să duce. Vaca a lăsat în cură. Înainte de a spune amendă proprietarului de animal, primăria, statul, oricare, prima dată trebuie să oferi. Și atunci, proprietarul, dacă nu respectă ceea ce a pus condiții primăria, atunci vine amendat. Nu se poate amenda înainte și după să se rezolve. Asta e inadmisibil. Nu se poate. Am 16 ani în Spania, lucrez șofer de tir și văd toată Europa și mi-a plăcut și văd, am lucrat aici, sunt de meserie cizmar, am lucrat în comuna asta și am lucrat mai multe părți. Îmi place să mă implic în chestii pentru comunitatea mea. Nu pot că sunt departe, acum sunt în vacanță. Am venit un pic și eu ca să intervin un pic. Ce aș vrea să... În legătură cu doamna, și spunea despre consilier. Dar haideți să ne luăm... În toate ședințele care le-am văzut, acum cu vașele zi mai... Domnul primar și cu domnul vice se poate rezolva asta, pe parcurs. Asta cu vașele o lungim, stăm până ziua la 8 și tot se rezolvă. Cu domnul consilier, care am văzut câteva ședințe că din Spania sau din Piunis, mai sunt o grămadă de cetățeni de-a noștri din comuna său, plecați în lume, ca să ne creștem existența, dar totuși noi contribuim la bunăstarea comunii noastre. Trebuie bani acasă, venim, cheltuim, investim, facem de aici, plătim impozite. În momentul când venim acasă, sunt bani care se rulează din străinătate, dar aici totuși prosperă. Problema este că în ședințele care le-am văzut filmate de TV Unești, n-am văzut din partea niciunui singur consilier o mică propunere. O propunere din partea consilierului Cutare vine cu propunerea Cutare pentru anumită problemă a comunei. L-am văzut. Decât ridicăm mâna sus, aprobăm, nu aprobăm, abținem. Domnul primar, din toate subiectele care le are la dispoziție propunerile, din tot domnul primar inițiator, domnul primar inițiator, domnul consilier nimic. Care sunt atribuțiile unui consilier? Avem și noi propuneri. Dacă vreți, vă răspund eu la chestia. Da. Nu, dar lăsați da, primul să termin fraza. Deci, odată, haideți ca să vă răspund la ultima. Spuneți, consilierii n-au făcut nicio hotărâre de consilier. Regulamentul de Pășunat. Nu, să zic toți. Regulamentul de Pășunat este făcut de mine. Eu l-am. Da.
în care am studiat, am studiat regulamente de pășunat, tot ce înseamnă zonele montane. Nu dau seama. Bun. Când o să pune în aplicare, nu este atributul Consiliului Local. L-am aprobat, l-am pus, da. E trecut hotărâri da. De Consiliul Local, primarul și viceprimarul și aparatul de specialitate până în operație. Da. Doi. Am făcut sesizare pentru vaca, că și mamuna care stă în poartă la mine, am poza aici. Am văzut și eu, exact în ziua când am venit, erau... Deci, nici la ora asta, deci e singura sesizare. Faptul că nu fac cetățenii nu mai e nicio problemă. Eu am făcut-o ca să dau drumul legal, să se vadă cum se face. Dacă nu se răspunde, tot atâta este. Înțelegeți? Nu e tot atâta. Dacă păi tot atâta este. Nu e. În momentul ori... când o persoană, eu așa zic, e o persoană, eu știu când plec de acasă, eu uit că am familie, am neamuri și am probleme acasă. Mă dedic serviciului. Domnul în momentul când am terminat 10-15 ore de servici și mă îndrept spre casă, mă îndrept și cu mintea că de probleme de casă. Dacă când sunt la servici, mă gândesc, mă dedic serviciului. Deci în momentul în care și șeful așteaptă Consiliu a aprobat o hotărâre de Consiliu. Eu sunt la randament. Când Consiliu a aprobat o hotărâre, aia devine legislativ. Da. Executivul o pune în operă. Faptul că nu vrea să se execute sau se execută cu întârziere nu este problema mea. Nu e... Personal. Ba, nu, a dumneavoastră, să zicem. Dar să zicem așa, în mare. Bun. De exemplu, domnul Tăzlovan, nu ați reprezentat Straja, nu? Reprezentă oamenii asta, nu știu. Nu. Eu cred că un consilier reprezintă o anumită... Nu puteți reprezenta vasă, oare cum, da, șanta... Nu este specific, adică e neapărat. Nu. Deci, haideți să ne înțelegeți. Nu, eu cred că totuși un consilier reprezintă anumită zonă. Aparțin unei zone este cu totul altceva. Aparțin unui sat este cu totul altceva. Eu sunt consilier al comunii Asău. Reprezentând o anumită porțiune dintr-un sat. Legea 215 și celălalt statutul demnitarului public, așa, nu facă... o parte expresă că da. Eu reprezint Musai Straja. Lor. Dar fiind din satul respectiv, bineînțeles, cunosc problemele din zona respectivă. Ca un deputat din anumită zonă, reprezint o anumită zonă. Nu poți să reprezint toată țara. Un consilier local trebuie să reprezinte din satul Straja, satul Ciobănuș, trebuie să reprezinte o anumită porțiune. Atunci, dânsul are timp să-și dea în roată tânării lui, să vadă ce se întâmplă, cum funcționează, vine cu problemele pe hârtiile, pe dinte, la pe masă și atunci se dezbate problemele. Dacă nu ați spuneți că reprezentați comuna, vă refer eu în sensul meu, că nu sunt, recunosc, eu n-am studiat mult, am 12 clase amărâte, o profesional de cizmar și ce am mai studiat din străinătate. Dar totuși, în capul meu, cât pot să judic, o persoană, un consilier local, trebuie să reprezintă o anumită porțiune a comunei. A satului. Azi, domnul, și m-am dus săptămâna trecută... A fost ales dintr-o porțiune de sat. Da. Domnul, nu s-a făcut alegeri pentru domnul Tăzlăuan sau pentru domnul... Nu vreau, că n-am nimic cu nimeni. Nu vreau alegeri de 15 persoane. Domnul, vreau alegeri de 15 persoane. Vreți să purtăm un dialog ca să... Da, da. Nu mergem timpul. Deci, vreau să vă spun că, în primul rând, Consiliul Local este un organ deliberativ. Da. Deci, conform legii. Da. Vine, analizează proiecte de hotărâri, le analizează, le supune dezbatere și le aprobă. În același timp, consilierul local intră în contact cu cetățenii comunei Asău, cu care discută anumite probleme, fie din inițiativa lui sau din inițiativa cetățeanului. Dacă m-am întâlnit cu dumneavoastră pe stradă, spuneți, domnule, uite, nu-mi place cu tare lucruri. Deci eu, în momentul când vin aici, pun problema celor care trebuie să o rezolve. Deci, haideți să facem distinții între nu mai e cum era pe vremuri, cum unii oameni îi considerau deputații de acum 20 de ani. Anumite legi de pe vremuri sunt foarte bune, dacă sunt ori, bune, ori eu vreau să vă spun că de câte ori am fost decizat de un grup de cetățeni, am fost acolo și domnul Luca, chiar și la 8-9 seara. Deci, vă spun, nu? Pentru că noi facem și rapoarte și nu putem să facem afirmații cu domnul viceprimar. În fine, am umblat și pe coasta pădurii și în locul, deci, la sesizarea cetățenilor. Problema care e, este următoarea. Și aici trebuie să revin și eu la fel cu animalele astea. Și pe drumul nostru național, într-o zi, era acolo, vacile conduceau circulație. Da. Dacă m-am adresat unui vecin de al nostru,
Și i-a spus, ia și tu, păcuța, de cunuțuși, loc până la marginea pădurii. O, ia, mă vezi, mă, ta, acum. Le scoate de frumos pe poartă, ploienești cu un bici și merg cu un băr. Nici nu pas măcar pe izlatul comunal, că acum știm, ies în fondul zilnic, da? Baca aia nu stă acolo, nu și vine înapoi. Poliția locală, atunci, nu-și face treaba 100%. Astea sunt lucruri pe care le rezolvă executivul. Executivul. Aici e o parte da. Ca să fie foarte importante. Nu știu că au luat din toată comuna ca să... Să fie nici propun. Când toată ne văd idei. Să fie nici propun. Anumite probleme ale comunii. Asta e ședința. Să fac ședința. Asta e ședința. Să fac ședința. Tot pentru informarea dumneavoastră care, vă rog să considerați că este corectă, a zis așa, marea majoritate a proiectelor de hotărâri sunt emise de primar. Și vă spun și de ce. În momentul în care eu vin cu un proiect de hotărâre, eu trebuie să am în spatele lui asigurată și sursa de finanțare. Ori conform legii, ordonatorul de credit în primărie este domnul primar. Deci sunt proiecte de hotărâri care nu pot fi emise decât numai de domnul primar. Domnul viceprimar, nu consiliere, noi consiliere, hai consiliere, nu este vorba că domnul primar, numai domnul primar, să vă spun ceva. Este vorba că vin de la guvern, deci vin de la de sus niște proiecte de hotărâri care trebuie să aprobate de către noi. Eu am inițiat este primar. Două proiecte de hotărâri cu locul de joacă de la Bartea și cu terenul de sport din curtea școlii la Său. Nu am putut să inițiez eu deoarece primarul trebuie să topune indicatorii tehnico-economici. Acolo și mai sunt niște de asta nu se vedeți numele meu. Ce ați spus dumneavoastră, că probleme nu se discută. Se discută, dar la diverse. Nu facem proiecte de hotărâre pentru fel de fel de probleme pe care le aduce fiecare persoană în parte. Dacă cineva vine și face o cerere, că este plecat și nu vrea să face cerere ca să nu-și plătească impozitul la primărie, asta nu facem un proiect de hotărâre prin care problemele care sunt ale comunii, ale oamenilor, se discută la diverse. Fiecare vin, dacă o să urmăriți, vedeți că fiecare a adus la rândul lui, la un moment dat, probleme diverse care au fost discutate și care nu pot fi făcute ca și proiecte de hotărâre. Înțelegeți? Pentru că nu pot să mă duc la prefectură, toate astea se trimit la prefectură. Dar în paranteză, nu pot să mă duc la prefectură. În paranteză, pot să se specifice, propun un subiect de din partea lui. Da, asta nu. Atunci înseamnă că un consilier... Atunci aia înseamnă, în clipa în care faci o propus ca titulatură, dacă o punem așa, înseamnă că trebuie să facă proiectul de hotărâre ăla. Și iarăși intrăm în... Inițiativă, ăla primărie. Domnul, sunt niște chestii. Poate aici vă încerc. Ascultați, da. Deci, dreptul, ca să poți inițiezi proiecte de hotărâre, este așa, a primarului, a viceprimarului și a consilierilor. Bun, faptul că faci sau nu consilierii proiecte de hotărâri aparține de altceva. Da. Și am pus punct. Mai am o problemă cu un chei scurt. Da. Și dumneavoastră ați ridicat problema coeficienților pe care le-am discutat în ședința trecută. Eu vă dau următorul răspuns. Analizând legea 153, deci numai în baza legii, da, am aprobat coeficienții care erau specificați în lege. Deci noi nu am aprobat coeficient suplimentar. Deci în lege. Da. Când am discutat, când am discutat despre coeficient, despre coeficient, nu am discutat despre persoanele care ocupă aceste posturi în primărie. Noi am discutat de posturi în primărie. Contabil, cum se cheamă, consilier principal, juridic, etc. Deci, postul respectiv, pe care îl poate ocupa cel care îndeplinește și condițiile de studii, de vechime, etc. Au rezultat niște salarii brute. Nu știu cum au fost afișate, brute sau nete. Conform legii, ele vor trebui afișate cu coeficienți până la 31 decembrie. Acum, ce se întâmplă? La personalul contractual, coeficientul a fost mult mai mic decât la celălalt conform legii. Asta este. Și au rezultat niște salarii care sunt comparativ mici cu ale unui contabil sau șef de birou. Comparativ mari cu al oamenilor care muncesc în comună. N-am dat nimic de la noi. Nu. Impactul bugetar pe care noi l-am cerut atunci ne-a fost relatat. Nu este atât de mare încât să ne speriam și nu avem cele mai mari salarii în primărie, cred că de județul Bacău. Dar dacă aveți o informație, o să o țineți și o materializați. Asta este. În primul rând, acești oameni trebuie să depună un efort, trebuie să prezintă la serviciul. Mai mari decât la condiții. Domnul Chiar,
trebuie să stea la dispoziția cetățeanului. 24-24? Orice informații să-l ajute, deci trebuie să-și facă treaba ca la carte. Exact. Are o responsabilitate, deci are o responsabilitate. În momentul când tu, în calitatea ta de contabil, ai dat semnătura pentru o sumă de bani care constituie investiții, ai o responsabilitate, da? Ei, răspunsul pe care eu te-l dau, ăsta este. Acum, restul, analiza modului cum își fac cei din primărie activitatea, o facem primul cetățeanul, când momentul în care s-o prezentă la ghișeu, este mulțumit, foarte mulțumit sau nemulțumit, o face conducătorul unității respectiv, domnul primar, domnul viceprimar, în subordinea căruia se află. Și o situație de genul ăsta și Consiliul Local, domnul. Iar Consiliul Local analizează anumite probleme, dar Consiliul Local, de exemplu, nu poate propune o penalizare pentru un salariat al primării. Nu, dar nici nu poate fi obligat la cine e obligat? La ceva. Poți să vă domnul Primichelu, dacă îmi permiteți, dar obligat, am spus că obligat cineva. Pe cine e obligat? A spus că obligat cineva. Nu cred că ați înțeles. Nu, nu ați înțeles. Eu am înțeles. Pe mine nu mă deranjează salariile, deși sunt foarte mari comparativ cu foarte multe comune din acest județ. Eu v-am întrebat foarte clar și este a treia oară când vă adresez întrebarea. Considerați că sunt relevante aceste salarii pentru ceea ce fac angajații primăriei? Vi se pare normal ca un conducător auto să aibă 3.000 de lei net? Nu avem de la acest salariu, el ia pensie. Și ia pensie hăhăt la 3.000 de lei. Deci sunt 3.000 de lei. Problema dumneavoastră vis-a-vis de pensie. Păi doamna, nu, vis-a-vis de salariu. Că dumneavoastră face niște afirmații. Eu vă spun că conducătorul auto am 1.000 de lei. Da. Dumneavoastră spuneți că nu facem generalizări. Sunt comune cu 2.000 de locuitori, sunt comune cu 2.000 de locuitori. Ca realizări, nu ca salarii. Doamnă dragă, noi nu vorbim de realizări. Realizările le apreciază conducătorul direct al asalariatului, al funcționarului și al personalului contractual. V-am spus că faceți o mare confuzie. Coeficientul domnului primar și a domnului vice este stabilit de legea 153. Nu am treabă cu tine. Eu aici descurc toate celelalte. Dacă nu mă lăsați să vorbesc, dumneavoastră vorbiți într-una și noi trebuie să ascultăm. Normal, foarte revoltată. De care se întâmplă pe să vorbesc și eu acum. Vă rog. Deci, comunele nu sunt standardizate. Că e comună și coeficientul primarului este 4. Comuna are 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 de locuitori. Uitați-vă în anexa 7 din lege și o să vedeți că domnul primar se încadrează la comune între 6 și 10.000 de locuitori. 5.000. Are coeficient 5.000. Domnul vice are coeficient 4. Și de aici decurg stabilirea coeficienților pentru funcționarii publici și pentru personalul public. Nu are voie să depășească. Aici e toată chestiunea. Dacă studiați un pic... Iar vă mai spun ceva. Poliția locală are 7.200.000 normă de hrană, care nu intră în vechime. Nu intră. Asta e... Deci, da, Legat de chestia asta, o să poată, la nivel de conducere de primărie, poate fiind motivați mai bine angajați primării, nu cred că este o problemă că nu s-a făcut treaba asta. Problema mai bine, dar întâi am eu. Problema care, eu nu te-am întrerupt în clipa în care ai discutat, rog frumos, Maria, da? Așa. Problema care se pune, să ținem cont de faptul că aceste măriri au fost făcute ca urmare a procentului, deci procentele care s-au adăugat la coeficientele respective au fost ca urmare a vechimii, să ținem cont de faptul că majoritatea aparatului de specialitate al primăriei este cu studii superioare și a contat și chestia asta, deci vechimea e studiile superioare. N-aveți ce comenta, n-aveți ce discuta, chiar dacă zâmbiți ironic pe chestia asta. Nimeni nu poate să conteste o hârtiuță pe care o prezintă o persoană. Da? Pot să vă întreb un singur. Ca să vă mai spun, dați-mi voi un singur lucru să vă mai spun. Vă dau exemplu foarte clar. O bucătăreasă care nu are studii superioare, la unul din centrele din Comănești,
câștigă un 3400. Aia face treabă, domnule președinte. Face treabă de 18 ore vizite. Nu 18 ore. Nu 18 ore. Picioarele până... Nu 18 ore. 10 ore le face o zi, da, o zi nu. Da. 10 ore, o zi, da, o zi nu. Așa, una. A doua rămână. Un portar la un alt centru are peste 3600. El se uite. Aia e... Deci, aia haideți, nu sunt povești. Sunt chestii clare. Eu vreau să... Nimeni nu este vinovat că s-au stabilit salariile astea. Noi am ajuns într-o poziție ingrată, ca și Consiliul Local, și de asta vă rugăm să ne înțelegeți, pentru faptul că nu noi trebuia să hotărâm, aceea trebuia să vină efectiv grilă de salarizare de la guvern, așa cum a venit, aia e pentru funcția aia, aia e pentru funcția aia. Nu noi am fost cei care am vrut să stabilim aceste salarii, da? Au venit, am zis să o facem, totuși să le facem de bun simț legat de coeficientele respective. Sunt comune la care și-au pus coeficient cu 3% mai mult, cu 30%, care la un moment dat se adună într-un 10-15% suplimentar față de ceea ce este la noi. Da? Nu, da, și sunt comune mai ușoare. Dumneavoastră trebuie să aflați, și asta era bine să prelucreze, ce leapul a avut și cât are. Deci asta este. Adică cât au câștigat la leapul. Diferența este mic. 200 de lei. Diferența nu este mare la net. Nu mă deranjează că au 5.000 de lei. Dar nu ia 5.000, doamnă, nu. Dar nu contează brutul, nu ia 5.000. Nu, brutul e brut. Se plătesc impozit la 5.200 de lei. Se plătesc. Deci nu vorbim. 5.200 de lei. Eu vreau să vă spun că intră la vechime și în ordin care e normal cu el. Vreau să vă mai întreb, eu nu știu care cum lucrează la spații verzi sau cum cei care fac în comună, curățenii sau, mă rog, muncitorii. Au 2.944 de lei. Vă place cum arată comuna la intrare? Dar sunt persoane care fac curățenii în comună? Nu. Da, mulțumesc, foarte tare. Deci eu vreau să vă mai spun cum se întâmplă și în chei. Am săptămâna văzut din ei. Săptămâna din zile... Am 5 muncitori cu care fac curățenii. Da, care au limitele salarii. N-ați văzut pe ei. Aveți 16 posturi libere, domnul vicepreședinte. Ai alte atribuții, n-ai timp să controlezi persoanele care fac curățenii. Da, da, mie îmi spuneți să știți. Asta vreau să vă spun acum. Ai fost și tu câțiva ani afară, ai văzut cum funcționează lucrurile. De asta mi-a părut bine când ai câștigat postul de vice. Zic, băi, dacă domnul Emil o intra ca vice, poate dă bunul Dumnezeu și vine cu idei noi de afară cu ce-au văzut și pune un pic în aplicare. Mi-a părut bine. Nu-mi pare rău, dar dacă cumva pe parcurs nu se vede anumite chestii că se mișcă, o să ne pare rău, nu sunt pare rău. Vreau să vă dau un răspuns. Nu mi-am făcut. N-am făcut raportul viceprimarului până acum. Și o să-l fac, în ședința următoare o să-l fac. Vreau să vă spun că în mandatul meu într-un an de zile am construit punte la... Păi dăm voie, dacă vrei să spun ce am făcut cu patru oameni ăștia care avem la asta. Că toată lumea ne condamnă, de ce nu? Păi de ce? Am construit podul de la Șprin, am construit puntea de la Jumar, am construit puntea la Militaru. Nu sunt de curățenie, nu mă! Personalul mai era mai sigur. Dar mai văd și poliția comunitară. Am atât de indicație. Nu, dar vreau să mai răspund. Deci cu oamenii ăștia atât am putut să fac, nu am personal. Nu-i vina mea că nu am personal. Sunt posturi vacante, nu se angajează. Păi ce sunt? Personal. Atât am putut să fac cu oamenii ăștia, da. Care iau bani. Păi luați aia cu ajutorul social. Nu avem ceva. Nu aveți? A, bine, mă scuzați, atunci ați luat. Am luat social, sunt scuțiți. Asta sunt eu și eu cu persoanele care... Vă rog, frumos, domnul... Deci la primul subiect, cu ce înseamnă animal pe stradă, este reglementat prin regulament, cu tot ce trebuie, nu se aplică, să se aplice. Doi. Legat de salarizare. Deci am fost unul dintre oamenii care am inițiat în ședința de comisie
am făcut tabel cu tot ce înseamnă lefuri la sectorul 4, la primăria municipiului Roman, la primăria municipiului Piatra Neamț, la primăria municipiului Moinești și vă două comune de pe aici, așa? Aveș. Bun. Zemeșul, da. Și mai rău. Ei, imaginați-vă că salariile care sunt la primăria său depășesc salariile de la municipiul Moinești, deci de la municipii. Deci pe tabel luat. Deci pe tabel. Nu noi am făcut propunere de coeficient. Așa am primit grila. Da, m-am apucat. Așa am primit-o pe proiectul inițial de hotărâri. Atâta era. Am vrut să o modificăm. Era musai să o aprobați? Nu, doamnă. Dar întrebarea se pune, deci eu mi-am asumat riscul și am spus așa, am făcut tabelul și am zis, domnule, sunt mari, sunteți de acord să modificăm grila? Toată lumea a tăcut, în afară de câțiva. Care risc vi l-ați asumat, domnule Bobei? Ca să modific grila, doamnă. Păi și în ce constă riscul ăsta? Păi vă iau oamenii acum de urechi ca să votați cu toți? Dar de ce n-ați votat împotrivă, domnule Bobei? Dacă toți sunteți atât de corect. Domnul Bobei, vă rog, vă rog, ca să-mi duc, să-mi pun expozeul. Până la capăt. La ce concluzii s-au ajuns până la urmă? Când toată lumea asta a spus așa, nu, domnule, aprobăm grila asta. Faptul că sunt 16 posturi vacante, am zis că oamenii ăștia suprimesc parte din atribuțiunile astea. Așa este. Păi așa este. Numai că defecțiunea este din altă parte, doamne. Este din statul de funcții și de regulamentul de organizare și funcționare a primăriei ăsta. Pentru că, uitați întrebare, scrie aici așa. Deci în ăsta, din procesul verbal. Mai la coadă scrie. Dar știți că eu nu avem șoferi? Știți ce răspunde doamna Chivoiul? Nu există posturi de șoferi de statul de funcții, ci numai muncitor calificat. E necesară modificarea statului de funcții. Tot muncitor calificat. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Dar tractorii sunt atunci nu-i chiar așa. Dar ei sunt trecuți pe grila de salarizare la transporturi. Nici șofer, nici conducător, ăla... Dar atunci ce înseamnă că faci... Cel care este șofer, este cel care conduce și domnul primar. Cel care este conducătorul altul... Eu cred că nu știu că e codul de postul salarizare, de intermediul altele. La aici nu se vrea, nu se vrea. Bun, întrebarea este așa, de ce am acceptat? Da, de ce? Am întrebat persoana povestea. Da, persoana povestea. Am acceptat-o cu toate riscurile posibile, când sunt imense salariile astea și nu se merită aici. La munca care se face nu se merită. Numai pentru faptul că suplinesc 16 posturi vacante care nu se vor să scoată la concurs, doamnă. Păi da. Și eu vă întreb acum... Păi ne mai trebuie vreo 20 de ani să mai construim încă o primărie. Da, nu, nu. Păi da, domnule. Ascultați, uitați la primăria asta, că ne-am adus pe toți, vezem au pereți aici. Doamna Drilea, când am discutat aici și rezolvate, când am spus, de ce nu mai angajăm una, două, trei persoane, cel puțin îi trebuie de acolo din alea vacante? O spus domnul primar că nu suportă bugetul comunii angajarea acestor persoane. Atunci, avem o registrare. Păi dumneavoastră ce vreți să angajezi șapte poliști? Deci nu suportă angajarea unui om care să muncească, dar suportă un impact bugetar de 2 miliarde de euro care să facă mașinarea. Băi, dar n-ați aprobat dumneavoastră, băi, ci tot oameni acasă de când au fost de angajare, începe aparatul de firmat, începe să vă spune. Aprobarea e 31 de milioane. Ce tot? Ce îi spune domnul? Domnul Demi, mai mulți bani pentru... Dar socotește, am crescut leapa 13.000. Dacă să înțelegeți, doamne. Am înțeles. Este plin de administrator comunal care poate nu ce-a pus valoare. Este plin de muncitor de calitate. Dar spune care-i valoare. Da, dar altceva nu vrea lumea să priceapă. Consilierii ăștia au aprobat și era până atunci a pus leafă de domnul primar aprobat. Păi aici nu cred. Deci era salariile erau aprobate de primar înainte, nu de Consiliul Local. Acum Consiliul Local. Sunteți corect așa, de ce le-ați dat curs? De ce ați ridicat mâna? Că tot sunteți cel mai corect. Legea bunului simț spune așa, un drept câștigat, nu vii tu să-l tai. Ba, ori îl tăiați, că ați tăiat, nu ați ridicat mâna la atâtea proiecte bune în comuna asta. Acum v-ați găsit să ridicați mâna. Deci eu n-am ridicat mâna la atâtea proiecte bune. Dacă nu e și pe domnul primar. Ce anume a oprit Consiliul Local ca să nu meargă bine? Spuneți un proiect pe care Consiliul s-au urmat. În afară de acolo, am întrebat în ședință. Și ți-am răspuns. Da, și nici eu. A spus că nu e nicio problemă. Ce dorești? Doamna Grilea. Haideți să vă dau un răspuns. Hai să terminăm. Până la urmă și oamenii care au venit pleacă fără să înțeleagă mare lucru. Eu vreau să vă spun un lucru. Că munca aia care nu se face la primărie, uitați, se concretizează prin ordinea de zi de astăzi. Până ajunge să obții niște fonduri,
trebuie să faci două roabe de acte, de specialiști, să-i plătești, să te ocupi și multe altele. Este vorba de proiectul ordine de zi privind modificarea hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea domeniului public și privat. Bine, aici trebuie pus pârâul de la Aurel Voider, pentru că îl băgăm ca să putem să-l modernizăm. Ca altfel nu, cu fonduri europene, prin galul ăsta de la strajă. La punctul ălalt, aprobarea documentației tehnico-economice pentru reparații gabioane la pârâul Socilor. Cine este vinovat când s-a intabulat albia părâiului a său în 2014 și în 2015, în vară, a început lucrarea, care s-au făcut gabioanele, parte din gabioanele astea dărâmate, jumătate, erau la apele române. O trebuie să alergăm 3 sferturi de an, să le scoatem de la ei și să le băgăm la noi. Și acum proiectul e gata, trebuie să vină avizele și să-l scoatem la licitație. De exemplu, Fola Roșu, e băgat în proiect pentru reabilitare. La Roșu a fost reabilitat, când s-a turnat asfaltul. Ai turnat asfaltul? Domnul Primicar, stați să vă spun ordinea de zi, ca să vedeți și dumneavoastră că nu chiar s-au dormit cum se pronunță alții. Nu, nu. Numai de hotărâre privind... Doamne, lăsați-mă să vorbesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru demararea, decolmatarea pârâului a său în podul Bartea, în Amonte și în Aval, care ne chinuim de mult și nu au fost parale. Deci obturează jumătate din pod la Bartea și iar trece apa prin cine casă. Cine face documentația? Proiect de hotărâre... Stați, domnul primar, o secundă. Stați, eu înțeleg... Dar o să vedeți, domnule, documentul. Stați că vă spun, nu, dar oamenii ăștia nu stau la ședință. Da? Dumneavoastră ați spus că proiectele astea se fac, se fac în cadrul primăriei. Da. Ia citiți cine execută documentația care firme, pe toate le plătiți. N-aveți 3 hârtii făcute în primăria. Documentul, studiul de fezabilitate, proiectele, cine le face, cine le face? Scandal? Nu, nu, dar nu, să domnule, da, dar spuneți adevărul. Dar de ce ține eu ce aici ești la Cârcium, la... Nu, 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 dâși și cred, dâși și cred, nu, nu, dâși și cred că dumneavoastră citiți un proiect de hotărâre în care studiul de fezabilitate, toate proiectele se fac aici în primărie, nu se fac aici. Da, studiile de fezabilitate n-au cum să fie făcute în primărie. Haideți să fie. Haideți să fie. Comuniștii le face la Bacău sau unde le face? Nu, 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 are serviciu, au proiectare. Da, pentru că am eu vă rog să-mi dați voie să continui, că lumea are nevoie să știe ce se face în aseu. Nu panoramă și... Ordinea de ziua știu, oameni, n-au nevoie. Vă rog să o prezint eu. Da, 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 ce vă cade rău? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiții, regularizarea pârâului Tulburea de la Petrosul, la Viorel. Așa. Proiect de hotărâre privind adoptarea documentației tehnico-economice, obiectivul amenajare loc de joacă în apa său în curte la Bartea. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, obiectivului, obiectivului amenajare teren de sport la școala gimnazială Corpul Nou. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică. Aici este vorba de curățarea izlazului, să-l scoatem la licitație, să mărească suprafața pășunabilă. Proiect de hotărâre privind locul desfășurarea zilei comunii, sau 2-3 septembrie. Așa. Doamna Adelina, ca să știți... Am înțeles, astea sunt proiecte. Când sunt finalizate? Noi asta vrem. Depărăm documentația și... Uitați, vă mai informez, vă mai informez că în baza... Durează 7-8 luni. Pe noi, ca cetățean de rând, chiar nu ne interesează, dar avem nevoie. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră cu salarizarea, impactul bugetar la nivelul aparatului de primărie reprezintă 10% din suplimentar din ceea ce se plătea anterior lunar pentru salariu. Ai o sumă? Pentru aparatul. Efectiv. 13.000 lunar. Suplimentar, da. Lunar. Ce înseamnă? Da. Este 10% față de ce era cheltuielul anterior. Cetățeanul din comun nu face calcul 10%. Nu, dar trebuie să faci un calcul. Hai să facem un calcul și pe altă treabă. Colectarea la nivel de prim trimestru a fost de 145%. La vară de asta? Acum, în primul trimestru. Dar ani de urmă? Ani de urmă era surpriză. Știți ce ar fi trebuit? Exact asta ar fi trebuit filmat. Ar trebui filmat și spus oamenii, doamne, o să costi comuna asta, sporirile astea de salarii, 1.600.000. Nu e miliard, 100.000. La anul o să vă costi 160.000 de lei.
60.000 lei. 160.000 lei, că e oameni bugetar de un an de zile. Banii ăia, uite, aici se filmează. O să vedeți că vine 1 ianuarie 2018 și o să cereți banii cu taxă și impozite. Dumneavoastră, dacă aveți 3 ședințe într-un loc și la 7 milioane vine... Da, domnule, dar cine le-a făcut? Nu, 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 există. Aici e corect ce spuneți. Care 7 milioane? La câte? Matematica spune... Pe brut e 7. Păi da, brut e 7. Pe brut e 7 și 26. Nu, 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 păi sunt plățile, mă. Nu-mi place de plățile, mai încă la salarii erau lezi, acum nu, vorbim de brutul. Sunt plățile suplimentare care sunt precipitamente. Da, doamna, bine. Că și eu am știut de cuantumul salariilor, am știut ca toți consilierii de aici, am vrut unii dintre noi să ne opunem, sau n-am vrut să ne opunem. Eu vin din partea sindicatelor și în momentul în care la un muncitor îi dai, trebuie să-i cer după aia. Noi am mers cu contractul să le dăm și să le cerem după aceea, să vedem ce fac. Și după aia, să știți că am știut toate. Și vacile am știut cum ce se întâmplă cu ele. La muncitoare, la am fost funcționat. Nu e dacă poliția locală își făcea datoria legat de ceea ce spunea domnul Goie, că Maria, eu, Paul, sau eu știu care mai sunt. Și amenda un om, doi, trei cetățeni, nu s-a mai întâmplat toată discuția asta care este. Da, într-adevăr, salariile sunt... Nu mai erau animale pe drum. Salariile sunt foarte, foarte bune. Cât timp considerați că după mărirea salariilor trebuie să treacă toată treaba? De-a doua zi. În mai multe ședințe care le-am ascultat... Și să știți, Consiliul este legislativul, primăria este executivul. Primar, viceprimar și... Plângeri asupra... Nu veniți dumneavoastră, poliția locală... Ce faceți dumneavoastră, Consiliul? Au fost mai multe. Oamenii, venim, dăm voie cu ăsta. Înseamnă că el ca persoană... Nu eu, toți. Care toți? Câți sunt? Doi? Patru. Ce? Patru polițiști? Patru polițiști. Patru polițiști locali. Da. Da. Înseamnă că ei, patru persoane polițiști locali, ce? Ei nu înțeleg, nu execută ordine domnului primar. Doamne, nu, așa s-a părut. Nu avem nici permanență, să asigure. În toate comunele există un polițist care nu este la permanență. Constituția aceasta mai informez, dar să informez că ești legat de mult în Spania. Da. Noi, la nivel de comună ASO, avem Asociația Crescătorilor de Animale, da, care la rândul lor, dumnealor, vin aici și ne spun că au vacare, au tot ce trebuie. Și nu... vacile sunt dovedul. Da. Au vacări? A, așa spun. Și-o ții spun. Să vedem care, unii sunt vacari. Dar o spus că poate să mai numească vacari. Dacă nu, acelea să numească Consiliul Local. Dacă sunt, de mai multe ori sunt plângeri asupra poliției locale. Da, sunt realități. Acolo e o problemă, e o problemă, te-ai pus problema în discuții. Domnul primar. Dacă îmi permiteți, am luat la cunoștință de toleranțele dumneavoastră. Deci nu suntem exact. Domnul primar și domnul vice trebuie să dea ordine. Din punctul meu de vedere, dacă cei subalterni domnului primar și domnul vice, nu o să mă duc cu domnul vice, nu o să-l văd că duc în vaca de funii sau semnul de circulație. Haideți să fim serioși, ne respectăm cu cei care ne conduc. La cine sub ordinea mea? La personalul sub ordinea mea? La cine sub ordinea mea? Nu pot, la poliția locală nu pot. I-am adus la cunoștință de teori. Din față cu consilier. Atunci eu am spus să ducă domnul primar să iei sapa pe marginea șanțului. Haideți să fim serioși. Nu sunt domnul primar. Nu se execută atunci să umblă la salarii, nu? Dar nu la mărie. Cum urmă să umblă la salarii? Păi da, am văzut, s-a umblat, dar... Păi nu există nicio reclamație, deci reclamații din comuna Său sunt făcute de mine. Reclamații de la alege, reclamații cu vaci, reclamații cu tomberoane. Consultați registrul de reclamații în primărie, sunt făcute de mine, majoritatea. Cetățenii au făcut vă reclamații? După este la mod în ultimul timp, cetățenii vin în Consiliul Local. La Consiliul Local vin și se adresează cetățenii. Drumul lor, prima dată, este la primar să vadă de ce nu se rezolvă. Cu vaca, cu drumul, cu aia, cu aia. Și pe noi să ne întrebi, ați făcut vă lege? Păi noi am făcut. Corect ce am spus? Corect, corect. Păi atunci? Ai, nu, nu chiar. Ați interesat. Dacă nu vă spălați, ne permiteți să începeți pentru funcția care te țin. Oricum, nu. Oricum, nu sunt și nu cred că sunt singura... singurul cetățean în comuna asta care sunt foarte indignată de salarii. Aș vrea măcar să luați în calcul, domnule vice, dacă sunteți răspunzător direct cu ceea ce înseamnă imaginea comunii, măcar indicatorul la intrarea în comună să fie corect, să indice corect comuna Său.
Altfel... Care era la care scrie comuna da, său? Da, da. L-am mulțumit, sunt tot mie, doamne, datorită mie s-o pus ăla. Dar nu, eu nu vreau să mulțumesc nimănui, domnule consiliat. Era în datorii comunii și le-au aruncat în curtea primăriei. Eu le-am pus acolo. Așa, și să... cu șanțurile alea, să faceți un pic, să dați ordine, să se facă un pic de curățenie în comuna asta. Păcat. Păcat de comuna asta cum arată. Săptămâna trecută am făcut curat și s-o aruncat. Asta e vorba de civilizație. Vorbim de la lungă încoace. Da, 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 nu este cosită, iar da. Ce este cosită și o costă într-o zi cei patru muncitori ai dumneavoastră, este acolo la Nocea. Păi asta denote... Să știu că iau salariul 3.000 de lei, iau un scrimăn din ala la spate și vă promit că în 30 de minute fac... Asta ar vrea să vadă și cetățenii. Unii domeniul public am pățit noi, la poarta fiecăruia. Nu pot să mă duc cu asta. Nu vorbim de poarta fiecăruia, vorbim de ceea ce înseamnă locurile libere. Păi locurile nu ești cosite. Locurile libere. Strâmbtura Comănești nu ești cosită. Scaunul nu ești cosit. Mulțumesc! Să avem toți din bune. Și salariul. Domnul primul Chiero, dacă doriți să stați la ședință, vă rugăm frumos, în liniște. Și mai era ceva de spus, dar nu știu, să le mai spuneți. Dar nu-i bine, să stați la ședință? Spuneți, spuneți, vă rog frumos, că deja stăm de oră și... Cu punctele astea de aruncarea gunoilor, n-am văzut, m-am tot plimbat din Ciobănuș, m-am dus până în sus, la mare, la deal, m-am dus după linia, să iau câte... Haideți să... Lăsați pe mine ca să vorbesc la mult? Păi, mi-ați propus, mă lăsați, vorbesc, după aceea să... Și n-am văzut niciun... afiș, o placardă să scrie interzis aruncarea gunoiilor, amendă de la până la. Păi nu le-ați văzut, nu sunt. N-am văzut. Păi nu sunt, de unde sunt? N-am văzut. Atunci omul, am filmat, gunoi aruncat, azi o mașină, eu m-am dus cu două bidoane să obțin apă. De după linii din domnul Tăruan, știi. Și la sigură înseamnă dacă scrie interzis aruncarea gunoiilor, nu l-aruncă? Dar nu e regulă. În momentul când nu ești scris, oprire interzisă, staționat interzisă, aruncarea gunoiilor, atunci omul staționează, domnul meu, poliția nu poate să pune amendă. Domnul meu, de unde ați plecat dumneavoastră în Spania? Deci, da. Am spus destul. Deci am plecat. Am spus destul. Nu uit unde am plecat. Eu oamenii, nu uit unde am plecat. Oamenii care au rămas aici fac și ce băceau și mai. Domnul primar mă cunoaște foarte bine. Îmi cunoaște părinții. Sunt mulți care vin de afară, vin de afară, n-ar rupt, dar nu ești tot jos. Afară se respectă reguli, aici nu. Mașini venite, mașini venite din străinătate, care opresc petrecerea de pietoni, dar niciun fel și treabă, atunci își iau oameni. Haideți să... Deci, Tomberonul. Soacră mi-a spus că n-are voie să arunci în urme guși. Domnul primul chiar, am văzut mașina în treabă cu maneștrii de neamă în urmă ei. O dat geamul în jos și-o aruncat pietul pe geam. Îmi venea să mă duc să... Dar uitați-mă la așa jos acolo. Domnul meu, clima în care străinul vine... Atât. Și să mai dat o plasă care este pentru compost. Plasă. Vine problema așa. Aici este implementat un proiect care înseamnă colectare selectivă pe fracții. Scrie la lege, nu vin eu să-i propun. Dar punctele de colectare au fost desfințate din comuna său. Asta vreau să propun eu, că domnul vice știe, a văzut, dacă n-a văzut, e problema lui. Se poate face că este loc în primă, aici lângă Târg, sau în anumite puncte din comună să caute, se poate căuta. N-au fost. Nu? Betonat frumos, cu încadrat deșeuri, lemn, plastic, pământ, anumite... Deocamdată rom prestul, nu oricum le-ai aranjat, le bagă tăte la un loc. Știu. Asta nu e vina noastră. Atunci, cetățenii comuni de atunci la televizor că 5% din deșeuri nu contează de ce fel e, ești primit în Tomberon. Și atunci și eu, ținându-l la totuși că mă amendează, că e lumea spus de la circular, că te-ai îmbrat. Atât. Se poate face anumite. V-am dat răspunsul cu noi, nu? Întrucât rompestul nu e cu noi selectiv, mâine vine și trece, și îi pun, nu cumva să aud, adică, m-am auzit că nu costică că vezi că vine să spune amendă. Unii pui. Păi lumea ta.
Unii, dacă vin mașina, îi iau și unii la mașină. Absolut, ia mașină. Obligat. Totuși, băi zic, mai, nu poți. E din noi aruncat aiurea. Ia mașină. Nu, domnule, nu, la mașină. Nu poți era acolo, că știu. O persoană nu mori și cai. Nu, trebuie să facem ceva și apropo, și apropo am vorbit fără mișto, dacă nu, aveți aceea de el, puteți să-mi aduceți la dispensar că eu folosesc. Fără glumă. Deci fără glumă. Da? O, mâine eu îi pun la dau cuvântul meu de onoare, vă dau cuvântul meu de onoare, îi pun în magazin și folosesc la aveți foc. Fără mișto. Și zicem că salariile consilierului s-au aprobat în coeficiență care a venit de la guvern, nu? În nicio ședință am văzut undeva să precizeze vreun punct sau să se încerce să se caute locuri. Nu cred că avem în comună foarte mare, pentru că mașinii poate mai bine, că poate sunt, locuri speciale unde s-ar putea crea o zonă mică, zonă comercială, să se atragă câțiva investitori cu anumite, o fămilcuță mică, mai mare, mai niște de anumite. Nu, pentru că asta nu e chestia primăriei. Ba da, primăria dacă are teren disponibil, teren disponibil, nu, îl întabulează, îi face dosarul ce are de făcut, se caute. Noi nu avem de face o sală disponibilă, nu se caute. Ba e, la școală e destul mat, nu încape, încape, încape. Un proiectat bun. Dacă proiectatul spune că rugapit... Nu, înseamnă că proiectatul nu este bun. Proiectatul nu... Nu știați voi, haideți că de acum de la urmă... Nu știu nici ceva, haideți că ați luat pe care ne lămuriți de aici. Spune, plecați, vedeți dumneavoastră, plecați, dar nu așa trebuie să plecați. Da. Consiliul local a făcut proiect de hotărâre să cumpărăm complexul ăsta cu toate spații din aici, cu tot ce înseamnă. Să mutăm primăria. Eu nu lăsați primăria, nu mă interesează. Primăria e bine aici. Primăria poate să stie sub piața afară, nu mă interesează. Să dispară cașcanavetele astea și să închirieze la aia care pot să facă spații de lucru acolo. Înțelegeți? În complexul ăla, în incinte. Dar să se achiziționeze pentru că e suprafață de pământ și o construcție făcută. Păi nu se vrea domnule, se vrea să cumpărăm clubul pentru Tanțaival. Înțelegeți? Nu, nu, nu. Să avem o promisiune. Este foarte bine achiziționat. Pentru că știți dumneavoastră, cum vrei nunți, film, lumea a început să se... Acum ce? Facebook? Totul se deteriorează, nu? Cultura se pierde unde? Am răspuns la centrele comerciale. Deci centrele comerciale se face lucru. Afare. Fiecare comună și în Franța și în Spania, știu, și prin țările unde am mai umblat, au o sală culturală, scrie în limba lor, nu? O sală așa culturală. Așa nu mai toate comunele. Sunt. Noi am distrus. Au menținut. În Franța și în Spania totul s-a menținut în picioare. Și s-a modernizat ușor, ușor. Hai să vorbim, nu știți, dar voi au fost aveniți. Mai... Nu ne-ați deranjat. Nu știu, când mai vin în vacanță, e constructiv, domnule. Discuțiile sunt constructive. De ce? O să vedeți. Da, da. Poți să vedeți special pentru așa ceva. Oricum, domnul Costel, să știți că am primit dezlegare de la Ministerul Dezvoltării, ne-am plan de canalizare în straja lua său, lunca său și extindere de apă la Ciobănuș. Deja am auzit, așa, am auzit o reabilitare dispensarului și a unui pot care a făcut praf. Noi discutăm între noi, așa. Emil știe că să știți, lumea să știe și lucrurile bune, nu numai bârfă de 2 lei. Da? Am plecat, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noi. Sănătate, să vedeți. Cu vechiță că e filmată. Ordinea de zi, ordinea de zi a fost, asta o facem nostru, domnul Gobe. Sigur, sigur. Ce, dar poți să spui? Ordinea de zi a fost citită de către domnul primar. Cine este pentru această ordine de zi? Împotrivă, abțineri, în unanimitate. În comisia discutați? Da, da. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Da. Până acum ați spus numai președinte, președinte, și acum vrei să te alegi că erai ales. Ar fi culmea să spunem acum că nu vrem să fim tu după ce. Supune la voi. Nu, nu, nu. Numai, următorul președinte, domnul Maria Mur. Următorul președinte, domnul Maria Mur. Păi, pentru următoarele ședințe. Mai una, domnul Maria Mur. Dați-mi voi un pic. Da, mulțumesc.
Am făcut un tabel la spate, nu știu dacă l-ați văzut, da. Am văzut aici, am făcut aici să vedem cum a mers cele 3 luni. Toate Tăzlăuanu 3 luni a avut, Albul Florina Mihai la 3 luni a avut, Dogariu Marian mai există o lună, Bârzan Răzvan, asta e a treia lună, și am constatat că și domnul Budac Emilian mai aveți o lună. Asta e a treia lună la Bârzan, nu înseamnă că nu mai e. Păi numai, asta e ultima la mine. Următoarea se termină la mine și următorul trebuie să fie hotărârii. Așa, cine a avut până acum? Acest proiect... Deja l-am avut sigur. Spun? Acest proiect de hotărâri, în mod normal, trebuia să facem pentru 3 luni de zile. Corect. Așa cum am început. Dar, acum considerați și mea voastră, ca propunere, propuneți o nouă persoană sau să-și finalizeze cei care mai au câte o lună? Să-și finalizeze. Doamna secretar, este dată hotărâri de Consiliul Local cu numele consilierului care trebuia să facă 3 ședințe și din vară. Da, care expiră luna aceasta în august, Bârzan Răzvan. Deci numai una, atâta este, da, nu? Da. Și restul nu s-a mai dat. E a doua, nu una. A doua. Prima a fost pe doamna Toate de Săvană da. Și Bârzan Răzvan. Și restul a fost cu locuire. Așa, cu locuire. Doamna Albu. Doamna Albu. Deci trei hotărâri. Trei hotărâri, da. Dați-i înainte cu hotărârea și gata. Primul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședință. Da. Bun. Întrebarea doamnei secretari era dacă alegem pe cineva pentru următoarele 3 luni sau lăsăm să completeze fiecare cei care mai au câte o lună, speță domnul Budacă și domnul Dogariu. Deci am avut cel din completare. Lăsăm să completeze. Doamna președinte, stați un pic. Domnul Dogariu, când a avut cele două ședințe, a avut o hotărâre de consiliu dată. Da. De completare cu ședința. Și mai are o ședință. La fel și domnul Budacă. Deci există proiect de hotărâre pentru personal dumneavoastră și pentru domnul Budacă. Nu s-a dat pe luna respectivă. Deci s-a dat proiectul pe lună. Da. Atunci, acum dăm proiect de hotărâre pentru o lună, pentru domnul Budacă să încheie, după aceea o să dăm pentru domnul Dogariu, urmând ca la cealaltă, la a treia ședință, să dăm, deci când o să fiți dumneavoastră președinte domnul Dogariu, să facem pentru următoarele 3 luni proiect de hotărâre privind următorul președinte de ședință. Da? Trebuia să începem cu asta, că deja e jumătate ședință. Hai. Deci cine este pentru domnul Budac Emilian să-și completeze cele 3 ședințe de președinte de Consiliu? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, domnul Budac va fi președinte de ședință. Proiect de hotărâri privind completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Asău numărul 45 din 27 a 4 pentru aprobarea domeniului privat al Comunei Asău, județul Bacău, inițiator primar Constantin Rădulescu. Dacă sunt discuții, vă rog frumos la acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția reparației gabioane în punctul Socera, Val de Pot, Satafa Asău, Comuna Asău, județul Bacău. Da, asta întrucât am prins proiectul ăsta de reparații pod, nu mai asta am zis și în funcție de proiectul celălalt prins și atunci... Bani să fie și... Atunci se anulează acest proiect de hotărâre. Păi se retrage. Sunt două soluții. Inițiatorul se retrage proiectul sau Consiliul respinge proiectul. Trage, retrage. Retrage. Retrag. Nu știi la ce îți mai trebuie, bădat. Dar nu se știe dacă prindem câte doar o lungime de pot sau două și s-ar putea să nu... Bun, deci acest proiect de hotărâre a fost retras de către inițiator. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția de colmatare cu Râul Asău, zona Pod Batea, Satapa Asău, Comuna Asău, inițiator primar Constantin Rădulescu. Dacă sunt discuții referitor la acest proiect de hotărâre, vă rog. Avem expunere de motive, s-a discutat, le-ați discutat în comisie, ca sumă, vă rog. Legat la un aval de pod, o să fie și cu lărgire cu
No. Din, nu. Nu. Deci la bani de colmatieță și acolo și facem o breșă. Facem o breșă de 2 metri, tot vedem cât e în stâncă. În digul ăla, nu. E un dig, nu, dar pe fund. E stâncă. E stâncă. Ce de colmatieță? Păi nu, dar e poate aia, să viste apă din era gol, ideea, deja era corbi. Ideea un pic vergine în partea stângă, grădina. Nu ai cum de intra decât pe deasupra să-l... Nu știu ce cărinte. Și acolo sunt niște casete care trebuie reparate. Păi casete, asta era ideea atunci, că mutăm casetele mai în interiorul grădinii. Un metru, un metru jumate. Ca să se deschidă, asta, de pe asta e o măsură de urgență, ca să mutăm area, o să trebuiască un proiect. La următoarea apă, a de dacă apă mare... Dacă plecem și la Valii de Pot, trebuie scoase țeava care a fost pentru captarea aia, se poate, dar trebuie scoase ceva. Mă putem scoate pe aia? Partea de dincolo, o 3 metri, 4, pentru că dacă o scoți, se lasă fundul și o să vină gabioanele de la deal. Vin casetele jos. Vin casetele jos. Și așa e, văd cu avion. S-o mai gabioane și o casete. Nu, la dacă nu, nu stricăm acolo degeaba, decolatăm, poate de acolo la care deci în aval de pod, partea dreaptă, cum te uiți la vale pe apă, către munte, către Pătiniș. Se face o breșă în dig, dar nu în partea de la vale, în partea de la deal. Se face o breșă să se mai lăsă fundul apei, albia, să strădăcească. Așa, dacă umpli la toată suprafața aia, este riscul să vărâmi gabioanele de aia. Și nimeni nu vrea să se asume, nu se poate chiar specialiști, vin, o să spui, domnule, nu putem... Dar avem pila de pod, eu vorbesc de partea stângă acum, avem pila de pod acolo, nu? E un pic așa e baza. Aici e în aval de pod, la... De aval vorbesc. Dacă nu facem în aval, la în amonte la prima apă mare, iar se colmatează, iar bolovanii se opresc acolo, fix strâmb aici. Auzi că face grupii... Nu sunt înțelegeșele. Nu aș urmărești. Nu, la val. Cu oamenii aia au fost de acord cu intrarea în grădinile lor, să musc casete un metru, doi, la pila podului acolo. Acolo e vorba de milioane de cheltuiti. Cu acei regii, ropei, le-ai curățat pe șanți, le-ai pui ca la domnii. Ai tras cu escavatorul și așa se va pune. Sunt tabulate de apele române acolo, iar. Nu, în grădină la oameni, tabulate de apele române. Albe majore și albe minore făcute. Și cum spuneți dumneavoastră, dacă 4-5 metri, cum spuneți, dar trebuie tăiat în țava aia de captare, trebuie dacă încercați cu 4-5 metri să rămână... E de viteză, da. Dacă nu facem așa, măcar partea, cum spui, partea dreaptă. Păi din cauza că se decolmatează sub pod acolo. Da, și dacă îți dai drumul acolo tare, da. Dacă nu aveți bani pentru tot, că... Cine este, dacă mai sunt alte discuții, vă rog, cine este pentru acest proiect de hotărâre? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna Florina, vă rugați? Am zis, am zis de acolo. Da, în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru investiții în regularizare a albiei părul tulburea zona Pietrul și sat Păltiniș. Da. Discuții, vă rog frumos, pe seama acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții... Acolo e albiei părul tulburea, se va îndrepta, mazelul dă voie ca să trece o pilul. Poate să o fie, dar până la Pietrul. Discuri, la Fiorent, e mult și de partea de apă. Este bine. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul amenajare, loc de joacă pentru copii în comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Bartea. Discuții, vă rog frumos, pe seama acestui proiect de hotărâre. Da, e proiectul inițiat de mine și nu am putut să-l împărtez eu. Ce spunea domnul? Așa e. Dar bine că se rezolvă. Da. Să ținim inițiatorul primar Constantin Lărăcini sau în colaborare cu viceprimarul? Să ținim cont de demolarea alea ce am vorbit ieri sau nu să ținim cont? Ceilalți colegi ai noștri nu știu de discuția care a venit de văzut dacă de acolo. O spus că de acolo. Faceți, adică demarați lucrările, discuția.
Sau că chiar m-am uitat când a întâmplat de ales niște lucruri. Putem ajuta, punem copiii să le dăm. Important e că să faci și să înceapă asta. Bun, deci cine este pentru acest proiect de hotărâre? Împotrivă, se abține cineva în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul amenajare teren sport la școală gimnazială Său Corp Nou. Discuții, vă rog frumos, pe seama acestui proiect. Vă rog, domnul Dogariu. Nu. Domnul Nicodim, aveți discuție. Ce zic, proiectarea? Proiectarea e făcută, trebuie să fie. Da, tot, deci, singurul lucru care m-ar, să zicem așa, m-ar un pic dimensiunea unui teren de sport. Da. Noi ce vrem să facem cu acel teren? Ce teren de sport? Ce destinații dăm la acel teren? De basket, handball, tenis? E universal. Universal. Poți montez sporturi de handball, poți montez... De fotbal, poți mă descurc. Părerea mea era că acest teren să fie făcut în partea aia din corpul vechi. Da. De acolo distanțele sunt destul. Am înțeles că are dimensiuni 30 de metri lungime, ceea ce da. E în salut. Vă spun și ideea care a fost și s-a discutat a fost faptul că la orele de sport, dacă un copil are nevoie să meargă la toaletă, așa, ajunge și la stradă, din cauza asta s-a făcut în partea asta. Da, să trebuie să trebuie să trebuie să traversează strada, nu mai traversează strada. Mai azi vorbim de lucru, dacă vorbim așa cu unii peste alții, nu mai înțelegem. Nu, dar nu, 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 v-am dat un răspuns de ce anume s-a avut, că a fost... Răspuns din, a fost din partea executivului, din partea domnului președinte de ședință. Deci, ca și distanțe, ar fi fost ideal să fie în partea corpului vechi. Da. Unul la mână, doi la mână, că un teren de handbal ar avea 20-40, un teren de fotbal 45, nu știu, e, nu, minim, la... minim, așa, minim, noi dăm de minim. Dar zi de handbal. Fotbal, de handbal e 20-40. Cât are? În 20-40. De exemplu, telefonul a fost asta. Nu, dar vrei să faci ceva. În fine, îl facem pentru eternitate până la urmă, îl facem pentru 20 de ani. Dar dacă uiți la Ardeoare, în teren fain și bănuiesc că n-ai mătate. Are distanță. Mai mic, am uitat așa. Nu l-am măsurat, dar nu cred că e mai mic. Așa. Doi. Copii, spațiu, curtea școlii. Da. Unde o faci? Nu poți să spun, nu ne putem spune că o să băgăm copii în terenul de sport, în curtea școlii. În pauză. Deci o să fie acolo foarte strânt. Deci aglomerăm din calea mare. Deci noi ne-am consultat cu doamna directoare. Cu profesoarele de, și cu proiectantul inclusiv. Nu profesor de sport v-ați consultat? Cu profesor de sport v-ați consultat? Și cu doamna de sport și până la urmă o acceptat fie de acord. Da. Deci, școala de vechi nu o să mai primească autorizații. Deci, treaba are trebuie să autorizeze. La școala vechi nu ai grup sanitar. Și ce nu te face? Dar ți-i costă peste 2 miliarde. Cine? Grupul sanitar. Îl fac eu doar nu facem, nu facem pe nu școală. La școala vechi, dar nu mă lăsa să termin. La școala vechi, în 2 ani se închide că nu mai sunt copii. Dar nu ne interesează să se închide, terenul de fotbal trebuie să fie. Spațiul de recreere pe copii. Din școala nouă trebuie să traverseze școala. Le facem pasarele și tunel. Îl face și pe doamna profesoară. Nu mai pentru că să țineți. Nu mai este pe la trecere de Consiliu ca să facă pasarele. Păi dacă țineți oare, dacă n-au cum se întâmplă de funcționați? Da. Cine dă autorizația? Lemnele și... care sunt doar să am discutat. O să se dărâme chioșcul ăla de lemn de acolo. L-am aprobat ăsta și se răzește spațiul și în fața școlii este spațiu pentru a se juca în... Este în față la intrare, da? Da. Lemnele care erau depozitate până acum pot să ajunse în spate la WC-ul vechi, acolo la intrarea în școală. Gândiți-vă și acolo se pot depozita foarte bine, mersi. O să mutăm toți copiii în partea, în corpul nou, nu? Da. Curtea școlii, răspundeți la curtea școlii. În față, aici, când ai intrat, nu le dă voie nici
Curtea școlii ce să nu-ți dea voie în față? Cine să nu-ți dea voie în față? Inspectoratul sau cine? Ei, cine? Regulamentul de ordine interioară. Curtea școlii să fie. Păi așa s-ar putea. Finalul era ăsta. S-ar putea muta tare. Dar fi foarte bine acolo, că sunt spațiu bun. Și celălalt inconveniente cum e? Care inconveniente? În afară de că nu primești... Traversatul străzi, vecinul... De 100 de ani traversat strada acolo și nu sunt în care... Bunințenie de circulație, ce Dumnezeu! Când termin, domnul Cosipeț. Bunințenie de circulație, asta nu e un impediment. Dar nu l-am avut de nimic, acolo. Hai să ne gândim cu Dumnezeu. La așa, ce specialiști? Proiectant, dar s-o gândi că într-o echipă de handbal sunt 6 și 6? Nu. 7. Sau 7? 7. Nu. Mai mult. Deci, haideți să... Pot să... Vorbiți o pot? Zi, dar la pauză. Păi, haideți să stabilim un singur lucru. Dumneavoastră, pe ce considerăm, spuneți că se închide școala veche? Calculul făcut din... Deci este situație dată la inspectoratul școlii. Dar nu are nicio legătură cu ideea școlii. Dacă școala veche de la centru a său se închide, înseamnă că am terminat-o. Asta e situația, dar ce face? Dar vine întrebarea firească așa. Facem copii. Dacă nu o să se închidă școala veche? E dacă, în față. Păi nu. Păi da, și aici. Întrebarea mea este firească. De ce funcționează în momentul ăsta fără WC-ul? Cine a dat autorizație de funcționare? Nu are autorizație. Deci, nu. Haideți să vă spun eu. Școala de la... Acolo, așa, domnul doctor, dați-mi 80% din școlile... Știu că nu au autorizație de funcționare. Adică vorbim... DSP-ul a dat autorizație? Dar cine? Adică au zis la tu sau... Următoarea întrebare este din natura asta. Deci se închide școala aia, da? Și ce să o să-i dăm altă destinație? Nu știu de ce să facem. Păi, dar domnule, dar de ce suntem aici să ne gândim? Păi școala asta a fost școala veche care e monument în Aseu. Așa. Dacă noi s-a închis, deci din cauza nefuncționalității, pământul din spatele ei nefuncțional, păi și atunci vine întrebarea, nu putem să facem terenul ăsta de sport în spatele școlii acolo, ca să-i dăm centru de greutate și folosință, cum vezi eu, cumpărăm o fosă septică de 22 de milioane, am băgat-o, am rezolvat-o și o vidanjăm, domnule, nu-i mai aici. Deci pentru că în fața școlii noi, aia care ziceți că e autorizată, da? Tot la fel, o să ia tot care e ăla de acolo, în partea de la vale de aici și ai cu lemni. Înțelegi, mă? Lemnele le punem în spate, mai clar, întrebarea așa, dacă la școala asta i-ați făcut în fața școlii, cum ar veni, sau cum vreți să o considerați, în care o la teren de sport, îi dispare toată chestia de, cum să spun, de... Ce vreți? Domnului, spui copiii de alergat în curte alergă de școala de la Ardeoan. Pauză tot. Haideți să vorbim de școala de la Ardeoan. Să o spun o dată. Dar un teren de sport făcut, tot așa, cu fonduri europene, cu instalații din nocturnă, cu iarbă sintetică, exact cu tot ce trebuie, exact în fața școlii. Exact. Deși au spațiu în spate. Dar din același inconvenient, ca și la școala la Său, că toată scursura de pe versant, vine pe partea aia acolo, toată scursura de pe versant, vine pe mocheta aia, pe stadion. Și face în terenul și după aceea în Europa. Deci, nu, o secundă și am terminat. Eu am pus problema așa din cauza că am ascultat și am spus așa, nu are dimensiunile necesare. Nici ăla de la Brusturoasa n-are, nici ăla de la... Nu știu, domnule, nu are dimensiunile necesare. Nu un standard. Nu e un model de standard. Nu spune nimeni. Nu e un moment. Nu e ca la sala de sport. Nici nu se gândește că la ești un moment. Faci un tip de la urmă, domnule, nu e un moment. Eu vreau un singur lucru. Ne opunem acum la acest. Nu ne opunem, înțeleg. Hai să mai facem după aceea. Înțelegem că și lungim încă vreo două ori. Nu am zis nimic, am întrebat, eu am întrebat așa, s-ar putea muta acolo? Facem un proiect de acolo, nu mai bine piesa. Clar, nu mai facem unul la școala veche. Întrebare, spune doamna. Mie mi s-a părea corect, toate întrebările care s-au formulat aici, aș să răspundă inițiatorul proiectului care s-a implicat și cunoaște problema. Răspunde și cu tare, care zice că am discutat, dar când am discutat, nu știu. Deci vă rog frumos să lăsați pe inițiatorul proiectului să prezinte și încă ceva. Aș vrea frumos așa să mi se pună în balanță, că s-au ridicat două probleme. De ce aici și nu aici? Păi haideți să vă explic de ce aici. Puneți-ne în balanță plusurile și minusurile și apoi vreau să înțelegem.
Și aș vrea să mai întreb un lucru. Aveți o proiectare 3D, să vedem și noi cam cum ar ieși în spațiu, că da, nu toată lumea vede în spațiu. Avem documentație. Dar de obicei proiectantul, dacă îi cereți o proiecție 3D, vă prezintă pe un CD, domnul viceprimar, vă prezintă pe un CD, o proiectare 3D cu tot, cu spațiu, școli, cu tot, tot, că s-ar putea până la urmă să dea bine. Deci eu nu sunt contra, s-ar putea să dea cu bine, dar să-mi prezinte cineva că așa este corect. Într-adevăr, cum zice domnul Bovie, că spațiul ăla a școlii este foarte util pe durata pauzelor. Nu știți ce înseamnă să ții un copil 50 de minute pe scaun și în alea 10 minute de pauză să stea pe o alee, uite atâta. Deci pentru el, recreerea aia în spațiu școlii este foarte utilă. Nu poți, ziceți că îl lăsați pe teren de sport în pauză, nu se poate așa ceva. Terenul de sport are o uzură, prezintă riscuri, nu stă, deci ar însemna toți profesorii din școală să stea pe capul elevului în pauză, stai, nu te cocoța pe bara de fotbal, nu te cocoța pe plasă de asta. Deci, astea ar fi întrebările noastre, dacă dumneavoastră puteți să ne răspunde și să ne arătați și cum, eu nu prea văd cum o să fie alea aia pe lângă școală, nu văd în spațiu. Documentația, da, documentația a fost pusă ieri la discuție. Dacă nu ați venit la ședința ieri, o fără astăzi am avut ședința. Îmi pare rău, asta este. Dacă doriți, o să vedeți. Dacă doriți, o să vedeți. Deci vi se face o proiectare pe laptop exact cum arată. Mi-a spus de ce s-a ajuns la asta. Aduceți-vă aminte că am fost în curtea să vă doamne. A zis că nu v-a consultat. Păi nu, dar Răzvan zice că am discutat, Oricum, școala Spirul Hare trebuie să rămână de pe imun. Faci muzeu și tot Spirul Hare. Nu e nicio problemă, deci asta, tot școala o hotărâ. Nu noi am hotărât, deocamdată ei administrează. Noi suntem proprietari școlii, dar ei își administrează. Eu am avut... Dacă avem puterea de a interveni, de ce să nu... Nu, ce? Are consiliul de administrație. Are consiliul de administrație, acum nu știu, să doar are consiliul de administrație, nu poate spune. Și vrei să dăm la școală. Dar ce îl face consiliul de administrație? Nu, dar dacă e întreba... Dar orice timp, oricare, dacă mergem mai cum ar face la școală, mergem de consiliul de administrație. Nu ai grup sanitar, traversarea școlii. Nici o problemă. Nu ai financiar, e o problemă. Nu faci la 2 miliarde de lire, nu faci la 2 miliarde de lire. Ce spui? Îi faci cu muzii băi. Îi costă peste 2 miliarde. Atunci faci la mila. Nu, urmă, dar ce ai pentru orța? Pentru orța. Trebuie să autorizeze special. Trebuie autorizeze. Dacă ar fi gospodarea, îmi faci un grup de lucru. 10 milioane pe un proiect. Îi faci acolo alege, îi faci fel de fel de activități. Și-a faci un WC oricum, că se închide, că nu se închide. Faci o costă din aia, 30 de milioane și dă-i niște. Deci trebuie niște autorizări. Nu trebuie să intri din cor, copilul nu trebuie să iasă la spală. Dar nu mai este școala acolo pentru sport. Păi, Costel, dar de ce... Școala, clădirea nu va mai primi... Mă vorbim de acel teren. Când o costa grupul sanitar din țărâtul. Dar cum? Fără nicio... Fără nicio autorizație. Fără autorizație. Fără nimic. Dar acolo te poți juca la școală. Așa, și ce vorbim o să... Și nu ai apă, nu ai gâvietă, nu ai... 300 de milioane. 300 de milioane la școală. Nu. La școală de istimioare? Că da, cum să faci două pentru fete, două pentru fete, că se așteptăm să închidă școala și nu mai vorbim că facem grup sanitar școlii. Facem un grup sanitar pentru că face alegeri acolo, face diferite activități. Domnilor consilieri, m-am luptat pentru proiectul ăsta. Dar nu suntem împotriva din omul și juca. Nu suntem împotriva. Păi da, asta. Avem ceva mai bun. Dați-vă și la suma care este. Da, hai de dumneavoastră. Prima dată suma ați făcut-o cu spunea. Da, să te liniați și. Am cerut un joc de firme să vină cu oferte de preț. Să ajungem la prețul ăsta. Și acum... Noi suntem hai. Total de acord cu așa ceva, nu suntem împotriva. Vă rog, domnul Tăzan. Vreau să intervin și eu. Discuție pe care se amplifică. Indiferent dacă școala veche se va închide, din propriu se va închide, nu va mai școala, prin director și consiliul de administrație, stabilă conform legii, destinația care îi se dă în continuare. Deci, aici, consiliul local, nu are niciun punct de intervenție. Deci ei sunt cei care stabilesc ce se întâmplă cu școala de. Cu privire la mutarea terenului de sport în partea aia la altă, inconvenientul cel mai mare
și legislația în vigoare, în special legea 319, interzice cu desăvârșire deplasarea elevilor, mai cu seamă, peste un drum județean, în cazul nostru. Deci, acest teren de sport trebuie amplasat în curtea școlii care rămâne pădurea, deci a spațiului nou. Bun. Problema e că în fața școlii dau un aspect urât. Doamne, orice unitate are întotdeauna surs o emblemă, da? Dacă la ora actuală vrem să pozăm emblema școlii generale a său, nu știu cine ar avea curajul să o filmeze, să o fotografieze, să o pună într-un zeam. Grăbesc la aia de lemne acolo. Deci alea oricum trebuie mutate undeva în spate. Alea sună că în spate și deva putem să le ducem în partea cealaltă. Asta este vorba de modul cum se administrează și cu consiliul de administrație, consiliul profesional, care îi fac toți decizionali în școală. Vă spun de înainte. Așa. Și în față există un spațiu suficient pentru copii unde își pot pune bărți de asta în pauze. În ceea ce privește acolo amplasarea lui, lângă centrala termică, nu mă pot pronunța dacă este corect sau nu, pentru că aici informația nu mă depășesc. Dar un teren trebuie. Terenul ăsta nu e destinat când pauză copilul iese să-și duce și bate mingea în el. Este destinat vorbă de educație fizică și sportică. Unii intră sub supraviere, profesorul de sport sau învățător. Și atunci porțiunea aceea este închisă, intrarea se face, ieșirea în terenul de sport, se iese doar la orele de sport efectiv. Și aici în față, aici despre bune, adică ăla era un loc de joacă pentru copii și aici în față, că e de 3 ori mai mare, nu-i loc de joacă, dar nu-i loc de alege. Deci eu aș spune așa, că aici cursuri sunt așa, nu traversează copiii. Deci este legislația, fi s-a ajuns foarte tare. Care mai era? Mai era unul. Pe partea cealaltă ar fi un singur plus, că s-ar putea face doar un teren mai mare. Atât e din mai mare, doamne. Dar nu știu dacă aici, în partea asta. Dar mai facem unul la anul dincolo. Da. Nu știu dacă cine poate să faci unul. Sau în partea cealaltă, exact cum spunea domnul Puiu, sunt foarte multe ape care se scurg. Pe tine vreți să am Noi nu am zis că suntem contra. Am zis numai, haide să stăm să judecăm unde sunt plusuri și unde. Păi, domnul Tăzvanu vi le-a dat cel mai clar după lege, ca și terenul de sport. Ca și amplasare de teren de sport. Nu construcție, o întrebăm când ne-a dat-o oamenii. Deci, dacă nu construcție, acolo nu spune problema de ce a dat-o oamenii. Poarta aia se poate închide, deci copilul nu are acces în afara școlii, în timpul programului de școală. După aia o legislație. Cel care nu supraveghează răspunde. Acolo situație în care copiii au plecat de supraveghează și o trage profesorul, educatorul, profesor, ți-ai zis sau cine mai e acolo? Și până la ușa școlii, pe unde trebuie? Pe lângă zidul școlii? Între dat și terenul de sport, rămâne vreo 3 metri aici, 3-4 metri. Doamne, dar până la urmă, dar se poate intra pe aici prin față, prin curtea școlii. Deci trebuie să intre pe acolo neapărat și unde se intre acolo. Acolo se face doar o singură intrare. Cine este, vă rog, frumos? Ce? Deci are toate proiectul, toate vizele. Eu vreau să mai spun ceva. Pentru comuna noastră să fie o mare realizare proiectul ăsta. Păi s-aprobă, unde își plătești taxa de comună. Vieța, vizele. Dar n-ai vrut să ai, domnule, acum ai vorba de asta și te proiectul. Indicatorii tehnico-economici. Cine este pentru acest proiect privind aprobarea documentației tehnico-economice? Împotrivă? Se abține cineva? Toată lumea este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu plic închis și stabilirea prețului de pornire la licitație a vânzării materialele noi conform APV-urilor numărul 116-1885 BC-13 și 116-1854 BC-35. Dacă sunt discuții, vă rog frumos, sau întrebări referitor la acest proiect de hotărâre. E vorba de lemnul marcat pe izoazul comunei, punctul Rățeni. Se scoate la licitații publică. Firmele care doresc, să scoate azi. Dacă sunt discuții, vă rog frumos, pe seama acestui proiect de hotărâre. Trebuie făcut o comisie de licitație? Absolut. Da. De partea Consiliului Local? Da, e o procedură care se face. Păi numai Consiliul Local. Dacă ține din slatul, ia Consiliul Local. Cine este pentru... Deci, suplimentarea veniturilor la Consiliul Local, la primărie, din banii ăștia, care considerați că este destinația acestor... S-o votați Consiliul Local.
susținerea salariului. În momentul în care am scos pădurea asta la tăiat ca să suplimentez veniturile. Nu, nu, nu suplimentă veniturile. Primul scop este să le legimizare. După aceea vedem cu venitul. Sau să vindem întâi și după aceea facem calculul. Dar o să fie un inconvenient. Că de la Joca la Valea Lunică parte din izlaz și marcat. Acum trebuie să chemăm pe cineva de specialitate. Cum dreapă ne-am băgat unde nu e izlaz la marcat? Că acolo ce izlaz este? Păi eu știu. Cum e? Cum e izlaz acolo? Unde? Pe coasta aia? Da, da, de acolo la Valea izlaz. De acolo e cap pe izlaz. Și stânca aia? Păi nu, mă, acolo e drumul de la Valea și nu au plinit exploatare. Dar ce nu s-a băgat într-un drum de pășurii, mă, mă, întreb în altă discuție. Păi nu, azi, acolo e drumul pic unde-i trag ei lemnul, nu ne-am băgat în drumul. Vă rog, cine este pentru ce s-o cerpă? Alunică și acum, când nu plouă. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? În unanimitate. Proiect de hotărâre privind stabilirea locului de desfășurare a zilelor culturale ale Comunei Iasău în perioada 2-3 septembrie 2017. Discuții, vă rog frumos. Ce? Avem aprobarea, am înțeles, a primăriei, a bisericii, da? Da, da. Prima rază, a ceva bisericii? Nu găseați, nu găseați, nu. Nu găseați pentru să vă fac ce discutam ieri. Nu, domnule, uite, s-o vorbi la Bacău și Bacău spune că nu trebuie. Atunci, nu trebuie, decât trebuie să se asiguri ei, să asiguri ei cu o mașină și cu echipaia. Pentru că noi avem serviciu situații de urgență, așa, avem stingătoare, avem ambulanță, nu o să fie atât ca la comandă, cu vorba până în 500 persoane, ei au zis că nu trebuie. Vorbim în continuare, ne vedem, ne documentăm și o să obținem și asta dacă ne trebuie. Au zis că nici nu trebuie, până la 30 septembrie, de la cadă nu se face nimic, nu mă detenționează. Vreo 4 uliți poate intra. Ulița la Rălescu, ulița la Hop, ulița la așa, la Bălănoi, da. Acolo. Și cred că să-i facem și a doua ieșirile, să urce pe acolo, să iesem pe uliță la... La uliță, la uliță, la Rădurescu, la Sfântul. La face. Da. Dar pe ulițele, domniciu, a zis că pe uliță la așa unde se iese. Pe asfalt, tocmai la dea. Zi-mă, pe la uliță... Cine este pentru acest proiect de hotărâre, vă rog frumos? Ați mai trece la bugetat cum sume la distracție toată lumea. Sumele s-au discutat. Aici este vorba de proiecte de stabilire a locului de desfășurare de sume. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Da. În unanimitate. Probleme diverse. Vă rog, vă rog, vă înscrieți la cuvânt. Păi răspunsul întâi la problemele de acolo. Dați-i voie să primească răspunsul, domnul Tocariu, răspunsul, domnul Tăslăuanu, cine se mai înscrie la cuvânt? Domnul Nicodim. Hai că sunteți diverse, nu cred că neapărat, apare un comentariu, toți ne scrie la cuvânt. Domnul Țuțu și domnul Traic. Nu, tu ești primul. Deci patru s-au înscris la cuvânt, la revedere. Vă rog, domnul Tocariu. În ordine păi, și timpul necesar, dacă tot e să spun, două, trei minute maxim, fiecare. Zan, eu nu am ce să spun, aștept răspuns la celălalt de acum o lună de zi. Două minute, dar despre. Da, era vorba de o listă, persoane care au fost pus în posesie în 2009 sau 10, când s-a făcut retrocedarea la pădurea care e partea Găștin. Oamenii au reclamat de foarte multe ori, domnule, cum se face, că numai așa au apropat în două zile sau cât ori. Au fost puși în vârșă și noi, restul stăm și ne uităm imagine, au toți oamenii, că știți, că toți oamenii au de luat pe hectar, 2, 7, 9, cât au. Și la timpul ăla, nu știu nimeni, nu a apărut un proprietar, că ori fi cumpărat de la mai mulți. Vreți și noi să știm de la cine au cumpărat. Avem o comisie de retrocedare în primărie, din care face parte toată lumea. Vedeam să fie secretarul comisiei și eu am bunat la mine. Păi cum a fost atunci? Eu am făcut acolo. Părică Fodoroacă cu comisia. Nu, eram în mandatul nostru. Stai, bre, olea. Cu e dracu, s-o dat. Eram în mandatul nostru. Dar stai, domnule, să-ți explic, domnule. Da. S-o dat pădurea, s-o pus în posesie, s-o făcut procesul verbal și la un moment dat, de asta vreau să spun doamna. Că doar documentele sunt la Marinica, la doamna. Păi nu, dar așa. Și la un moment dat, deci tot a fost făcut. Le-au trimis la ITRSV, ITRSV-ul nu a vrut să li semneze, au fost niște contradicții între ei acolo, s-o lungi. Eu vreau să spun altceva, că deja ne lungim prea mult. Dar las, cum vrei, dar nu-mi dai voie să spun. Eu vreau să spun, eu vreau o listă cu persoanele care au beneficiat
din păduri în acest... Dar au fost pus și posesii. Da, se vede care s-a făcut în 2010 sau când s-a făcut retrocedarea. Cine e în comisia de retrocedare la noi? Că am întrebat de mai multe ori. Domnule, din cine este constituită comisia de fond funciar la nivelul primăriei a său? Dați un răspuns odată legal, că a spus 1, 11, ăla, că șefii de opol, unii. Când ne dați un răspuns? Când ne dați un răspuns? Nu, acum mai târziu, vă dați seama, dar eu am cerut acum un zi și așa ați spus, să cerim acum, doamne, nu pot, normal, într-o oră, să aduc să caut în toată arhiva. Dar e o lună de zile? Da. Promisiunea este bună. Poate s-a omis. Ce anume? Să vezi, domnule președinte, nu e o listă cu persoane care au beneficiat din pădurile la acest. Deci, în 2009 sau 2010, a fost exact, nu știu, dar aici trebuie să știi. Deci, pentru ședința viitoare, la începutul ședinței, după citirea ordinei de zi, va fi răspuns cu lista. Acum, degeaba că iarăși ne... Da, știu, s-a mai făcut acum. Deci nu este, nu există un răspuns. Este comisiv. Domnul Mice, dar nu v-a dat doamna Marinica lista cu persoane care sunt puse în procese, e tabelul nominal? Nu, alea s-au pus. Da, secretar. Punerea posesiei s-a făcut în mai multe rânduri. În 2005, 4, 3, 9, când s-o fi făcut. Eu vorbesc strict din, nu știu, este o suprafață de 300 de hectare sau cât o fi partea Găștin, care s-au pus în posesie în anul, nu știu exact, 2009, dar avem o comisie de retrocedare care ne poate prezenta un raport. Dom'le, noi de-a lungul timpului, de când s-a format comisia, de la Revoluție, de la Încoace sau când s-a făcut, am pus în posesie din așa nume, atâta, terenul ăla, pădurea aia, nu avem voie să știm. Nu s-a pus în 2010, s-a fost pus în posesie tot când a fost în 2010. Știu că s-a pus în țara, știu că s-a pus. Domnianța a făcut, se bate 5 persoane la pe partea acolo, că acolo a fost o pădure seculară. Da, așa? Și de partea până în Agăștin. Așa, aia s-a pus în posesie sau nu? S-a și tăiat, domnul. E și tăiat, domnul. Deci nu s-a pus în posesie. Ba da, știți de ce? Pentru că la momentul ăla nu s-a făcut o retrocedare la nivel din comună. Doar un grup de oameni sau cineva care a cumpărat dreptul de proprietate. Dar și nu-mi dai voie să explic și apoi exact. În 2005, 6 sau nu știu. 3 sau 5. S-a cumpărat dreptul de proprietate. Nu, 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 nu. Ascultați-mi să spun. Mă duc acasă, că am și eu alții trebuie. În 2005 sau 6 se găsesc documente. Cineva s-a dus la Ocol, ce se întâmplă multă lume, în 2003-2004 a făcut cerere că vrea să o vândă la stat. Cineva s-a dus la Ocol, i-a luat de acolo și i-a carat în perioada asta, 2005-2006, la rafinărie, la un notar, nu știu era, și-a cumpărat dreptul de proprietate. O a apărut pe scenă Trifonești, dacă a fost inginer la Ion. Da. A apărut el cu toate actele, domnule, uite, eu sunt împuternicitul, treacă, meargă, treacă. Este pus în posesie pe Agăștin, pe Bartea și patru parcele, parcă pe Agăștin, pe stânga. Păi așa comunică. Pe stânga, așa. Da. Îi car acolo, îi pun în posesie, să face procesul verbal, să trimite la ITRSV. ITRSV-ul s-a ciocnit Trifonescu cu ei, cu... Cum o chema, dreacu? Mă rog, așa. Cu Girigan, care răspundea de treaba asta. Și eu o ținut, și eu mai cerut o adresă, și eu mai cerut ceva, și iar eu ținut. Odată în judecată, la un moment dat, o câștigat Trifonescu. Dar, între timp, se schimbă legea, ziceți, doamnă, cum e cu anexa? Era altfel de anexă și acum au apărut. Trebuia modificată documentația, deci ei au fost puși în posesie. Da. Am făcut și noi o panoramă de vreun an, că n-am vrut să semnăm nimica. Până la urmă a venit și un tip bălan de la pentru restituirea proprietăților în ședința comisiei. Da, da. Eu am amenințat pe toți că este proces de bal. Și au zis, doamne, ce vă deranjează pe dumneavoastră dacă ei au fost puși în posesie? Sunt semnate procesele verbale, dar trebuie schimbate conform noii legi, deci ei fusese puși în posesie. Da, dar știți că îi pune domnul primar? Exact, numai un număr de oameni care au vândut acelui om, au fost puși în posesie când toată comuna are de păduri. Așa au fost. De ce noi
sau... Dar nu noi l-am pus, domnule, în posesie. Dar eu ți-am arătat actele, vrei, nu mă mai contrazic. Primar, păi, dar vreau să vă spun asta. Păi, uite, la ședința, vreau să vă spun dumneavoastră. Și mă nepoie, domnule. La una, două, când l-au pus, nu, domnule, dar de ce te iriți așa? Păi, dar vă spun, iriți dacă îmi impuți indirect. Nu, domnule, am spus, o lună bine să mă rog, nu știu cu niște persoane care au luat la căduri. Ne-a dat vinul când spui acum termenul când vin și nu mai dispoate. În momentul în care au fost verificate pădurile astea, dar n-am spus că nu a fost domnul primar, dar oamenii de acolo întreabă... Nu, eu i-am pus în posesie. Dar eu i-am pus. Dar cine a pus? Că e pe teritoriul comunului nostru. Atunci s-au pus în posesie. La fiecare proces verbal de-a nostru nou, există procesul verbal vechi, semnat și ștampilat și de un col de toată lumea. Eu am avut eu atâta mici ca să nu, cum adică, să mai facă încă o dată. Domnul primar, dar editați degeaba, eu vreau să vă întreb un lucru. Păi, asta, din ce știu eu, direcția Silvic, ocolul Silvic, pune în posesie comuna. Și comuna, da, vreau și comisia locală în locul, comisia locală. Da? Dar nu era un președinte. Păi nu, dar comisia asta care a fost, nu are un istoric, am pus la asta. Dar trebuie să fie. Sunt documente, domnule, nu v-am explicat că la procesul verbal nou de punere în posesie există procesul vechi semnat de fărnică, de ocol, de toată lumea. Da, nu știu, dar cum. Deci putem ști comisia de retrocedare, domnule, ce faceți parte din ea acum. Comisia asta de retrocedare trebuie să aibă un istoric. Ce au făcut de-a lungul timpului de când s-au înființat? Ce s-au schimbat? Ce persoane s-au schimbat? Nea și pe cine au pus în posesie? E greu să aflăm și noi asta? Nu e greu, domnule, cum să fie greu? Și sunt niște persoane care trebuie să nu s-a făcut niciodată. Hai să reacționăm cu comisia să funcționeze. Nu s-a făcut niciodată. Că sunt persoane care nu mai sunt. Vă rog, vă rog, foarte clar. Ce anume doriți? Lista cu persoanele care au fost puse în posesie. Tu ai avut documentații. Și istoricul să se poată și cine a pus în posesie. Nu mă interesează oamenii când au dat la toată comuna un hectar la fel. Mă interesează strict când s-au dat atunci acele 300 de hectare sau câte au fost. 400 de hectare. În 2009-2010 eram consilier. S-au dat titlul de proprietate pentru un hectar și s-a terminat perioada aia și au început din nou alte retrocedări. Vă rog, domnul Tăslăvan, deci la ședința viitoare să ne răspunzi. Și doamnă comisia de fond funciar, cu decizii, dispoziții, cu tot ce trebuie aia, ca să știm și noi odată. Cine e comisia ta de fond funciar? Sau vorbesc eu necunoștință de cauză? Doamnă, dacă e stabilită pe ordinul prefectului, consiliul local al său trebuie să știi cine este. Nu ai domnici. Păi și atunci nu o putem prezenta. Îți trăi în unde zări decât o spună. Nu are comisia. Da. Da, la ședința următoare, ce să mai... Bun, domnul Tăslăvan. Lasă-mă să știi... Vă rog, domnul Tăslăvan. La ea, la ea, altă iarnă, știi? Cine-i comisia? Păi nu știu, păi s-o... Vă rog, domnul Tăslăvan. Informația o am de la câțiva cetățeni. Joan Silva, prin ocolul Silvic Ciobănuș, vinde lemn de foc. Fie tras la marginea drumului sau prin la un punct aici la gajoasă. O parte din cetățenii în discuții cu oamenii Silvicului au fost informați că pentru a cumpăra lemne de foc, cererile se depun la primăria noastră. Și după ce se adună un număr de cereri, sunt duse la o comisie. Nu vine nimeni până acum. Stați un pic, nu. Este adresă de la Silvic, dar nu vine nimeni. Da, informația de oamenilor, n-am știut ce să le răspund. Eu trebuie să dau un răspuns. Asta vreau. Dacă este adevărat, deci, să prezinte. Da? Vreo două zile, trei zile. Deci, oamenii se pot prezenta la primărie cu cereri. Cine vrea să pune lemn de foc, vine și le pune cereri aici, sunt trimise acolo, după care eu l-am optat. Să faci un tabel și înaintea. Da, v-a optat de unde își cumpără lemn. Ori de pe marginea drumului tras, drum forestier, sau din centrul de fructe de la Ancaleasă. Deci asta vreau. Oricum, centrul de fructe e mai scump decât. Este un transportator. Asta depinde de fiecare. Bun. Da, mulțumesc. Așa un răspuns. Vă rog, domnul Nicodim. Domnul Vlaș, știți că am început acțiunea legată de punerea în posesie a celorlalți cetățeni care nu au primit pădurile. În ce stadiu suntem? Noi am mai studiat în documentele depuse de Patrick Turza, le-am pe masă, am găsit hărțile cu UP5 a său și UP6 geamăna. Nu, 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 n
Are caseria. Și mai departe, mai departe aș vrea să facem o adunare. Domnul Dogariu. Cum se numește? Un raport al paznicului de izlaz. Cum mai sunt cu izlazul? Cum... Nu l-am auzit niciodată, am un an de zi, dar am fost și la un an, n-am avut nimeni lucrul așa. Deci, raport de caserie? Așa, ce să mai... Așa. Așa? Și cum? Da. Raport al inspectorului, să cum se numește, nu știu, față de izlaz. Și o să ce să vă? Nu spune și nu, fiți mai demni, cum mă sunt plădurite, nu sunt plădurite, dar sunt... Totul. Păi ce probleme? Sunt proi, ca... Păi nici el. Păi nici înțeles, dar fac un raport al fața plăzirii. Și un an de zi, nu am luat de zără. Domnul președinte, trebuie să comentez la asta. Sunt la... Da. Deja avem tabelul nominal cu comisia. A zis domnul Vici și cine a zis că se schimbă doar cu ceilalți, reprezentanța ai proprietarilor se schimbă. Absolut. Doar primii 7 sunt adunare, ceilalți sunt obligați într-un fel sau altul, că mai sunt persoane. Da, sunt de drept. Sunt de drept, unii. Dar reprezentanții proprietarilor se schimbă doar cu adunare populară, sătească stabilită de oameni. Da. Când s-a făcut în 31-8-2016, cam de ce are data asta? Atunci l-ai scos sau ce dată e asta? Nu, atunci s-a băgat s-a preluat aici. Probabil... Nu scrie anexa 11 la ordinul prefectului, numărul 224 din 31-8-2016. Trei copii Emil, probabil. A fost de da. Emil. Era nu, 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 a fost adunarea. A trecut din ea, dar adunarea asta populară, țin cu Ioan și cu Stanciu Marnică. Nu mai sunt proprietari, oamenii ăștia sunt... de drept, e paznic de pășune și se familiarizează. Marnică, dar ce treabă are domnul de pășune, domnul? Ce treabă are pășune cu retrocesarea? Ăștia sunt moșteniți. S-a mai făcut adunare să te așa, și din mandatul anterior. Acești reprezentantul Dărgenești, care e moștenitor? De la Răzvan. Hai să vezi ceva mai puserioasă. Aici venea. Zic, zic, zic. Am înțeles că lasă inspectorul urbanist și trebuie să fie cu omul știind despre ce. Cozlava Aurel, reprezentantul e normal, e șeful acolo în sil. Am înțeles că în locul Negra Victor, reprezentantul OJC era Bacău. Nu se găsește altcineva. Bun. Da, Gopsa la Lucai, instituția prefectului reprezintă. Da. Restul, dacă e mineară, restul e normal, secretar și așa. Dar oamenii ăștia reprezentant al proprietarilor, care încercăm să aflăm comisia, ce o retroceda comisia asta, adică să o înființat, noi putem... Comisia s-o raportat, prefectul spune că în 31-8-2016... Asta este componența... Comisie. Noua componență, da? Noua, în care probabil o să fie până în momentul în care cineva de acolo... În momentul în care pe 31-8-a s-a făcut... Schimbă... O ales populația iar pe Stanciu Marnică și pe... Nu ales, el vine de an și an. Ăsta vine din urmă, ca moștenire. Dacă vine în urmă, pune tot așa venea? Nu avem voie și ceilalți, sunt oameni care au câte 10 hectare de luat. Doamne, eu ca să nu fie probleme, hai să organizăm adunări. Da. Vă propun să faceți dumneavoastră parte, că nu numai dați discuție. Păi, Dovici, poți organiza. Da, așa din baghetă. Nu, 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 voi organiza ca să ne asumați propunerea. Să vă asumați răspunderea. Dovici, hai să înțelegem. Discuția a fost că e informat pe oameni vis-a-vis de retrocedări, de ce să facem, în ce stadiu suntem. Dar nu s-a pus în discuție nicio secundă ce își doresc oamenii, cine să-i reprezint. Ai pus în discuție la adunările tale și ce-au spus oamenii? Da, păi eu, domnul Guruță, Colegii era jumătate, el era unul de ăla plus. Consider că omul ăsta are nevoie și el de liniște la un moment dat. E pensionar, are o vârstă. Ideal trebuie să umbli, să retrocedezi, să mai vezi, să pui în posesie pe unul altul. Nu vreți să schimbăm, să punem... Da, da, eu aș propune modificarea comisiei. Asta zic și eu, modificarea comisiei, dar când? Organizăm adunarea, punem afiș. Ce putem face așa ceva? Da, în ce dată doriți? Nu, în ce dată, în ce dată ne spui prioritate, că la sfârșitul anului se schimbă comisiei. La sfârșit, în decembrie nu mai avem...
Comisiile care au fost de-a lungul timpului au fost în baza unor legi. Componența lor, se învârstă întâi legislația ce spune, scris, după aia da. Nu ne privim așa replicata, schimbăm. Nu, domnule, se referă la reprezentanții Eu sunt sigur că toate ăștia aveau găsit pădurea și nu am nicio treabă cu lupta pentru a primi și ceilalți. Bun, vă rog frumos, domnul Nicodim, ați terminat discuția dumneavoastră? Nu, ce ați avut, că ați fost în ordine? Da, am avut deci, dumneavoastră epuizat. Bun, vă mulțumesc. Domnul Iuraș. Stai să vă mai spun, săptămâna asta am avut ședința comisiei de cost funciar, nu, dar nu s-a terminat ce-o trebuie. Și acolo am stat, am stabilit ceva, am găsit, deci avem parcelele, am găsit la doamna în arhiva lui Paltin Sturza toate ouăurile din UPEș 5, UPEș 6, geamăna. Sigur că reprezentantul Comăneștiului, doamna Maricica, nu e de acord, că ei spun că există expertiza care prevede să luăm ori pe dreapta unde a fost capsul, ceea ce nu se poate. Păi au fost un expert la procesul. Deci s-o contrazic singur. Și nu ne-au propus aia un cap și dacă și orice altă să luăm părul socilor Bartea Găștinul, nu știu ce. Așa. Și eu doi am spus că nu. Deocamdată nu ia hotărăști și comisie. Și deocamdată ce scrie în expertiza aia, procesul nu s-a mai încheiat. În dispozitivul ce hotărăști instanța nu pomenește că conform expertizei, nu știu care, deci ce vor ei, vor să ne bage aici. Normal, bine, acum noi urmează să facem un proces verbal de identificare a amplasamentului respectiv. În baza la asta și ce-a văzut vizita domnul Vici și cu care cu domnul Buluță, convocăm din nou comisia repede, facem adresa și o înaintăm la comisia județeană. Așa. Deci acum avem și hartă, și culoare, și negru, și tot ce trebuie. Normal, tomeroanele trebuie să ridicăm din tot, conform cerințelor prestului. Deoarece nu s-a dat pubele la toată lumea. Ce se pune în pubele aia dacă la centru din colecții selectivi? A spus că pubele e cu noi menajer. Dar ce e doar? Cum să ne selectezi când nu le iasă din prestul? Când ne bagă tătea. Nu știu, domn primar, dar în pubele pui cu noi menajer, da? Și pe doamne și ce face pe el? Domn prestul, o zi să le ridicăm pe aia. Domnule, o să le pui eu pe 3-5 categorii, când vin le bagă toate. Tot acolo le bagă toate. Nu se colechează selectiv. Pun și omul unde vrei să-și pună pubele aceea lui și pe doamne și cu noi menajer. Dar eu pun pumre și altul și altul. Nu ți-mi capi, domn primar, atâta. Pumrele, că nu e de la rupă până la perdosul, nu sunt pubele, ci tot. Domn primar, dar nu-ți încarcă. Poate să pui și în sac, mă rog, nu, nu, ei țin porumb bun, așa? Da, face baie la porumb. Aia atâta e. Poate numai salva, poate. Păi știi ce unui poliția da. Dar eu știu care îi scoate, care nu scoate. Nu eu. Hai că este vorbit. Și eu să știi care îi scoate, care nu scoate. La 2600 de gospodării. Domnul Traicom, nu mă mă se scândă. Șanțul ăla să-l facem pe ăla, când dacă toți sunt oameni acum la punte. Urmează, vrei, punte aici. Dacă avem podele și gata, una alta, nu numai ciobănușul este și satul său și pălpânii. Da, măcar să fie și el odată ciobănușul. Întotdeauna. Acum sunt ciobănușul și frilor domnul Traicom. Eu i-am văzut de ciobănușul. Ce că nu poți să nu mai este? Chiar m-am rugat atunci cu problema cu podul, cu trotuarul de pe partea stângă. Da, când vine reparația podului, astăzi ne-am întâlnit la Bacău la ora 12, până la 1:30, cu directorul drumurilor județene de la Iași și cel de la Bacău. Da. După Sfânta Maria, acum, da, s-apucă din drum.
Mi-a spus domnul director, ne-am întâlnit la Agăș cu domnul ministru, care ne-a bază. Dar tot oare de tot tablă, cu cineva o tablă. Domnule, dar și o pus tablă. Aș niște gaură, aș avea cu 6 km, făcam de rău. Până la tunel, până la mâine. Și o repară, sigur, că dacă toarnă asfalt și toate, o repară. O să fim aici. Vă rog să prezentați o listă cu, să cereți de la Rompest o listă cu agenții economici. Da, oam. Chiar acum, uite, în corespondență. Pentru că treaba este de următoarea natură. Câți agenții economici au contract direct cu ei? Cu ei. Au contract, dar nu livrează. Păi nu livrează, au contract, dar nu și asta le livrează. Domnule, eu v-am întrebat să ne prezentați lista cu agenții economici. Am mai ridicat odată problema cu domnul acum, domnul Tainelu ăsta de economie. Da. Nu, dar și din luna asta. Păi acolo, ești ia, dar să domnul Ițuțu, vă rog. Domnul primar, am mai ridicat problema, mai de mult cu containerul ăsta de la Codecea, cu mizeria care e. Da, domnule, o să pleci containerul. Ieri am vorbit cu domnul Babiuc, președintele Crucii Roșii. Marți s-a demolat șandramalicele, a fost să vedeți? S-a ridicat tot, vreau la zuma... Da. Domnul Vaju, a zis primarului de la Moinești și m-a sunat primarul, era în București. Și a spus, domnule, când să-ți dau o mașină cu papagal, cu ce este, să le ieși să-l duc. Acum, am lăsat dispoziții lui Tătavu să-i pun în vedere că îi vom lua vagonul, ca să nu zic că... Și îl sun la Bacău, sau pe domn primar de la Moinești, și vine și ia vagonul. Deci, ce-am să mai facă cu el numai tatăl meu? Deci, nu, dar stricat tot. Vă rog frumos să faceți toate diligențele până când ridicați vagonul de acolo și din punct de vedere a protecției sociale. Deci faceți toate demersurile alea legale. Știți ce se întâmplă? Pentru ăla care e acolo, vagonul nu-i pe numele lui. Ăla oricum stă ilegal acum. Eu nu stă ilegal. Ilegal sau ilegal. Asta stă ilegal la casa acolo, are un țin de la copilul că-și face, că-și dă. Are o hârtie la postul prefect Șerban, Claudiu Șerban, care spune că poate sta. Domn Babiuc și președintele Crucii Roșii au spus că actul normativ prevede că 6 luni. El stă de 6 ani acolo, sau de când stă. Nu-i pe numele lui, n-are decât să ducă unii vreau. I-am pus în vedere de mai multe ori. Care lemn, îi face bani. Bă, nene, pune câte o căruță la, din 5, pune bani sau din 10, pune bani deoparte și ia-ți un petic de teren undeva, de 100 de metri pătrați. Nici poveste, lua copiii și ducea la grevă. Ori aici, ori la prefectură. Și atunci, cum credeți că putem face? Noi îi punem în vedere, mergem să nu fie acolo, ia vagonul și gata. Și ce-o da, face? Să vede frumos. Dar nu, că e urât acum, că lemnele acolo. Alte discuții, vă rog frumos, mai sunt. Ce faci cu 11 miliarde la zi? Dar nu fac eu, mă... Aveai cum, e fain, este ceva... Nu-i bun nici așa. Nu-i făcut de mine ceva, mă, întreb chiar fără rău. Dar nu știu, nu știu. Dar să vedem ce spune proiectantul. S-ar putea să nu-i cheltuie. Ce poate să fac? Nu-ți dă papere, nu-ți dă... Domnule, să vii proiectantul. Declară ședința grijă. Aia cum ați face și dispensat.